Bună ziua tuturor, bine ați venit! Sunt Diana Andone, directorul Centrului de E-Learning din Universitatea Politehnică din Timișoara și vă urez bine ați venit la cel de-al 24-lea webinar împreună online, webinar începute în aprilie 2020 și care, iartă, se continuă și astăzi. Tema acestui webinar este un an de educație în pandemie, deoarece pe 11 martie, 13 martie, cu mici, deci oricum în această perioadă, toate universitățile din Timișoara, inclusiv școlile și liceele și cele mai multe dintre universitățile, școlile și liceele din România treceau în mediu online. Intram în carantină, într-o carantină globală, totală, fără a ști cât va dura acea carantină și în ce condiții vom putea să revenim înapoi. A trecut un an, de atunci unii dintre noi au reușit să se întoarcă parțial la o educație parțial, clasă în clasă, educația pe care am numit-o hibridă, ceilalți am rămas să predăm în continuare continuu online. Îmi aduc aminte că acum un an, în 11 martie mai exact, îmi petreceam ziua în biroul de la acel, încercând să creionăm exact un plan de acțiune încât cel puțin pentru Universitatea Politehnică din Timișoara și pentru cadrele didactice și studenții din Universitatea Politehnică din Timișoara, transformarea spre digital, spre online, să fie cât mai facilă și să nu se simtă singur și părăsit, să se simtă incluși în acest proces de transformare și de trecere în online. De atunci au urmat foarte multe webinarii, foarte multe sesiuni de training, foarte multe activități, atât în mediul universitar, cât și în mediul preuniversitar, colaborare cu foarte multe alte organizații și asociații și pot să spun că cred că am încercat să facem tot ce am putut încât educația să nu aibă nimic de suferit. Știu că în ultima perioadă sunt foarte mulți care consideră că educația s-a schimbat și că educația online nu are nicio valoare și că nu este bună, dar eu cred cu tărie că ea are valoare și că va exista și că transformarea digitală a educației care s-a petrecut în acest an va continua. Dar despre toate acestea vom vorbi astăzi cu invitații mei și mă bucur foarte mult să vi prezint și am să încep, așa să zicem, într-o ordine inversă. Am să încep cu domnul profesor dr. Marin Popescu, care este inspector școlar general, este responsabilul inspectoratului școlar județean al județului Timiș. Bine ați venit! Bine v-am găsit, cu o remarcă, dacă se poate. Nu sunt profesor doctor, sunt doar profesor. Îmi cer scuze! Îmi cer scuze, Marin! Și am să continui în continuare cu domnul conferențiar universitar, dr. inginer Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnică din Timișoara, care este cumva și gazd astăzi. Bună seara tuturor! Cu profesor universitar, dr. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara. Să rămână, bună seara, mulțumesc frumos pentru invitația de a fi astăzi împreună. Cu domnul profesor dr. Bogdan Timar, care este decanul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș, Timișoara. Bună seara tuturor și vă mulțumesc pentru invitații și pentru tema pe care o abordați astăzi, care e de un deosebit interes în contextul actual. Și voi continua cu domnul profesor universitar dr. Cosmin Alin Popescu, care este rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Regele Mihai I al României din Timișoara. Bună seara, mă bucur să fim împreună în mijlocul, de fapt, în jurul unui subiect atât de important pentru ceea ce înseamnă educație. Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze pentru erorile și emoțiile inerente începutului. Voi continua acum să vă prezint pe scurt cum se va desfășura acest webinar. Fiecare dintre participanții la acest webinar va face o scurtă prezentare despre ce a însemnat acest un an de educație în pandemie în instituția pe care o reprezintă din punct de vedere al educației. Vom vorbi exclusiv despre partea de educație. După aceea vom avea o serie de întrebări în care vom încerca să vedem și ce rămâne și care sunt transformările care se petrec sau pe care ni le dorim cu toții.
Pe toți participanții care ne urmăresc în Zoom, am să-i rog să ne pună întrebări în secțiunea de Q&A. Vom încerca împreună cu participanții de astăzi să răspundem la ele sau măcar să le luăm ca și notițe și ca și întrebări posibile pentru viitor. Pe cei care ne urmăresc pe Facebook și pe YouTube, transmitem simultan pe 4 pagini de Facebook și pe un canal de YouTube. Vă rog să transmiteți aceste mesaje în zona de comentarii. Colegii de la Centrul de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara vor transfera aceste întrebări și aceste comentarii live aici în Zoom pentru noi toți. Vom începe într-o ordine complet aleatoare cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Domnule profesor Timar, vă rog! Vă mulțumesc foarte mult din nou pentru invitație și așa cum vă spuneam, vă mulțumesc că ați ales această temă care e de un real interes, deoarece, așa cum spuneați la început, suntem iată la un an de la începutul acestei pandemii, inclusiv în țara noastră, un an care a adus schimbări foarte mari, schimbări care poate inițial nu erau previzibile, pentru că, așa cum știm cu toții, ne aflăm într-o criză medicală, într-o criză sanitară, cum omenirea nu a mai întâlnit-o în ultimul secol. Practic, lumea contemporană nu a fost obișnuită un scenariu asemănător, un scenariu pe care, desigur, și atunci când este să vorbim despre învățământ, fie că vorbim învățământ medical, fie că vorbim de învățământ universitar în general, fie că vorbim de învățământ preuniversitar, a trebuit să treacă peste acest hop deosebit de important într-o manieră oarecum impredictibilă, pentru că sunt convins că n-am fi avut cum să fi fost pregătiți în momentul 11 martie, dacă facem referire la anul trecut, pentru ceea ce va fi urmat în acele perioade, în acele zile grele și oarecum greu de prevăzut. Acum, desigur că dacă este să fac referire la Facultatea de Medicină sau la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, aici există o serie de particularități în ceea ce privește procesul didactic. O primă particularitate, care e o particularitate predictibilă și previzibilă, e dată de faptul că majoritatea cadrelor didactice ale instituției noastre au fost și încă sunt în prima linie de luptă împotriva COVID-19 și este firesc pentru că majoritatea colegilor noștri, majoritatea cadrelor didactice sunt și cadre medicale implicate din plin în acest proces de luptă care încă continuă, pentru că așa cum vedem cu toții, foarte probabil suntem la începutul celui de-al treilea val al acestei pandemii și în țara noastră. Dincolo de această particularitate, o altă componentă de interes în ceea ce privește procesul didactic este aceea că studenții noștri, dincolo de posibilitatea de a fi infectați într-un scenariu de studiu clasic la începutul pandemiei, mai aduceau o componentă de un real interes. Practic, ei ar fi putut fi niște vectori de infecție pentru însă și acele persoane cele mai vulnerabile în fața infecției, și anume pacienții. Pentru că, așa cum știm cu toții, studenții la medicină, începând cu anul al treilea de studiu, au majoritatea activităților desfășurate în cadrul spitalelor. Acesta este și motivul pentru care, dacă este să ne uităm pe acest timeline al evoluției pandemiei de COVID-19 în România, am încercat oarecum să poziționez diverse evenimente importante de-a lungul, iată că suntem acum de-a lungul a unui an de pandemie care modifică scenariul de educație în țara noastră. O primă intervenție pe care am avut-o la nivelul universității noastre a fost transferul studiului din maniera clasică în online, lucru care s-a întâmplat la 9 martie 2020. Deci iată că asta se întâmpla exact acum un an și două zile. Este o măsură pentru care ne-am felicitat și pentru care am fost felicitați, deoarece, așa cum spuneam, întreruperea studiului în format clasic a adus un mare plus din punct de vedere al siguranței, atât pentru studenții noștri, cât și pentru cadrele didactice, dar în special pentru pacienții noștri. Acesta a fost și motivul pentru care
a existat acest răspuns rapid, răspuns rapid materializat prin suspendarea formatului clasic de învățământ. După această componentă, este evident, învățământul a continuat pe toată perioada stării de urgență și a continuat pe perioada stării de alertă în sistem 100% online, sistem 100% online care a fost trecut în versiunea hibridă în momentul începerii celui de-al doilea semestru al acestui an universitar, la noi în universitate, întâmplându-se acest lucru în data de 15 februarie 2021, cu o particularitate deosebit de importantă. Așa cum știm, atât cadrele medicale, cât și personalul universității noastre, dar foarte important și studenții noștri, au putut fi vaccinați în prima etapă de vaccinare conform algoritmului național de programare al vaccinărilor. Acest lucru, asociat faptului că majoritatea studenților au dorit să se vaccineze, majoritatea cadrelor didactice au dorit să se vaccineze, au făcut ca în data de 15 februarie 2021, majoritatea colegilor noștri și majoritatea studenților noștri să fi fost la cel puțin 10 zile de la data rapelului, ceea ce oarecum se suprapune cu un profil maxim de imunizare, practic un profil maxim de protecție. Asta e și motivul pentru care am considerat că putem trece într-o versiune hibridă de învățământ, o versiune hibridă care răspunde și oarecum corespunde tuturor măsurilor de protecție actuale. Dincolo de aceste evenimente, în ceea ce privește viața universității noastre, am mai avut câteva puncte importante de menționat, și anume în data de 26 iulie 2020, așa cum se vede oarecum în perioada de început a celui de-al doilea val, am organizat admiterea care s-a desfășurat în format on-site și pentru care admitere le mulțumim și universităților partenere din Alianța Timișoara Universitare, care ne-au ajutat cu spații pentru organizarea procesului de admitere în condiții de maximă siguranță, condiții de maximă siguranță care au fost apoi demonstrate, neexistând niciun caz de persoană posibilă a fi fost infectată în cadrul procesului de admitere. După care, în data de 1 septembrie 2020, am organizat licența. Licența a fost susținută online și mai apoi un alt pas deosebit de important în viața facultății noastre. În 15 noiembrie 2020 am organizat examenul, concursul național de rezidențiat în format tradițional on-site. Pe toată această perioadă am avut un răspuns deosebit de bun și deosebit de compliant din partea tuturor colegilor noștri, care s-au comportat exemplar și au desfășurat activitatea didactică online la un nivel foarte înalt. Un nivel foarte înalt care a fost și demonstrat de creșterea poziției universității noastre în ierarhie, dacă facem referire la poziția în cadrul concursului național de rezidențiat, ceea ce e un aspect deosebit de important. Vorbim de o evoluție importantă, un salt de două poziții în ceea ce privește clasificarea din punct de vedere al facultăților de medicină în topul rezidențiatului 2020. Acum, este evident că toată această schimbare a venit cu provocări importante pe care anterior n-am fi putut să le cunoaștem, provocări importante cărora a trebuit să le răspundem, practic a trebuit să avem o interacțiune cu studenții noștri într-o manieră online, 100%, o manieră care nu ne era anterior cunoscută, pentru că în ceea ce privește reglementările sectoriale, în cadrul facultăților cu profil medical, există o mențiune care ne spune că transferul de cunoștințe trebuie să fie făcut nemijlocit. Deci, practic, noi anterior nu aveam această variantă de studiu online, studiu la distanță, motiv pentru care a trebuit să ne adaptăm rapid și desigur că adaptarea a constat în mai multe axe de acțiune. O principală axă de acțiune a fost dezvoltarea acestei platforme de e-learning, o dezvoltare a platformei pentru care trebuie să mulțumim și colegilor de la Universitatea Politehnică și de la Centrul de e-learning, deoarece ne-au susținut în a configura, în a seta această platformă, platformă care funcționează în acest moment la capacitate maximă. În ceea ce privește cealaltă componentă de interacțiune, am achiziționat un cont instituțional de videoconferințe organizate
organizate pe Zoom, care ne-au permis să desfășurăm în foarte bune condiții aceste ore. Dacă este să ne uităm la modalitatea de răspuns a colegilor noștri și la modalitatea de participare a studenților, aceasta a fost una deosebită, practic având o aderență extraordinar de bună atât din punct de vedere al cadrelor didactice, care în totalitate au aderat la susținerea acestor cursuri și lucrări practice online prin Zoom, cât și a studenților, pentru că această variantă instituțională dedicată pentru educație a platformei Zoom ne permite să generăm și o serie de rapoarte care vin mai apoi și evaluează modalitatea de desfășurare a cursurilor și a lucrărilor practice pe care le-am organizat online practic. Putem să vedem care este aderența individuală a fiecărui student la cursurile și lucrările practice ce îi sunt atribuibile, alături de o serie de statistici importante pentru noi, că ne-au permis să ne calibrăm oarecum conduita și modalitatea de interacțiune. Practic, dacă este să vorbim de feedback și de statistici care vin să evalueze ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere scriptic cu procesul didactic, cu siguranță această variantă ne-a permis o centralizare mai bună decât am fi putut avea vreodată în ceea ce privește cursurile desfășurate în format tradițional on-site. În ceea ce privește evaluarea studenților, noi am ales să mergem pe o evaluare la distanță, o evaluare la distanță care a avut o componentă blended. Practic, studenții noștri au putut fi evaluați atât printr-o soluție de videoconferință asociată acelui consum, practic puteau fi evaluați ca într-un scenariu în sală în care exista o interacțiune între cadrele didactice evaluatoare și studentul evaluat, cât și printr-o soluție de multiple choices. Soluția pe care am ales-o noi a fost cea pusă la dispoziție de ClassMarker prin servere distribuite care s-au comportat absolut exemplar și observăm noi că dacă facem referire strict la ceea ce s-a întâmplat în ultima sesiune de examinare, am avut susținute peste 38.000 de examinări. Cele 38.000 de examinări vizează un student care a susținut un examen la o anumită materie. Dincolo de susținerea la distanță și de această variantă, posibilitate de a merge cu examinările pe orice platformă ar fi avut la îndemână studentul nostru, am avut și o serie de statistici foarte interesante care ne-au permis să evaluăm calitatea întrebărilor și modalitatea de răspuns a studenților. E evident că dincolo de cursurile pe care le susțineam noi și dincolo de evaluare, având în vedere această perioadă deosebită, am încercat să le punem la dispoziție studenților noștri resurse de cea mai înaltă calitate și anvergură pe plan internațional. Și vorbim de abonamente la biblioteci digitale, în care am avut plăcuta surpriză de a vedea peste 100.000 de accesări în perioada în care am făcut evaluarea, având un maxim de 65.000 de accesări într-o singură lună, precum și la platforme de cursuri online de tip MOOC, cum ar fi Coursera, precum și date specifice învățării medicinei bazate pe dovezi, cum ar fi platforma de învățare DataCamp. Dincolo de aceste resurse tradiționale, am încercat să diversificăm portofoliul educațional venind cu o serie de evenimente ce au un conținut potrivit acestui mediu online inovator. Am avut niște evenimente care au o cerere de participare foarte crescută această seară a cazurilor clinice medicale, în care pe rând, disciplinele din cadrul instituției noastre au venit și au organizat prezentări de caz interactive dedicate tuturor studenților doritori, precum și de intervenții din partea Consiliului de Antreprenoriat în Medicină, o entitate nou înființată în structura universității noastre, în care traineri cu o experiență vastă în ceea ce privește antreprenoriatul medical, public speaking sau componente de management medical au venit și au împărtășit din experiența lor studenților noștri. Nu în ultimul rând, o componentă care a devenit obligatorie și care în final a dus la eficientizarea sarcinilor birocratice și pe care dorim să o păstrăm, a fost această soluție de semnătură electronică. O soluție de semnătură electronică a documentelor ce ne-a permis completarea și semnarea în timp real a documentelor pe care le utilizam în cadrul instituției noastre. Și vorbim atât de fluxul intern al instituției, cât și de fluxul extern, în care aveam documente, procese verbale desemnat
pentru diverse comisii de concurs, diverse comisii de doctorat sau de abilitare, o componentă care cu siguranță va aduce un plus valoare a eficientizării fluxului documentelor în instituția noastră și la care dorim în continuare să ținem și să o implementăm pe toate palierele pe care le avem la îndemână. Așadar, e evident că această pandemie, alături de multiplele aspecte negative, alături de dezastrele pe care le-a adus și de schimbările majore pe care le-a adus în viața noastră, cu siguranță aduce și componente care vor putea fi utilizate în continuare cu succes. Componente, cum am văzut acestea de e-learning, învățământ la distanță, de birocratizare, care au fost mult mai ușor adoptate prin prisma schimbărilor din ultima perioadă, componente care sunt convins că vor aduce un plus de valoare învățământului medical și învățământului în general în ceea ce urmează. Eu vă mulțumesc pentru atenție și, desigur, dacă există întrebări, la sfârșitul sesiunii voi încerca să le răspund și să aduc completări, dacă e cazul. Mulțumesc foarte mult. Nu am să iau acum nici întrebări și nici nu voi adresa întrebări directe pentru fiecare prezentare, fiindcă dorim ca fiecare, am propus cam 7 minute, 8 minute, fiecare să-și prezinte ceea ce a făcut, urmând ca după aceea să discutăm despre întrebări. Și vom merge acum la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României, la domnul rector, profesor Cosmin Alin Popescu. Vă rog! Sărmâna, bună seara! Mă bucur să fim împreună cele 4 universități, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Mulțumim foarte mult pentru invitația de a fi împreună în jurul unui subiect de genul acesta. Îmi amintesc cumva legat de ziua de 10 martie, când după un consiliu de administrație am transmis un comunicat de presă și totodată am transmis copiilor, tinerilor din universitatea noastră faptul că începând cu ziua de 11 martie vom intra în formatul online pentru ceea ce înseamnă procesul educațional. A fost o decizie grea, dar cumva impusă de momentul acela de, a spune, de presiune. Și niciunul dintre noi nu a mai trecut prin astfel de evenimente. Am încercat cumva să ne repliem cât se poate de repede în acest sens și, așa cum spuneam, din momentul acela, practic, pentru tot ce înseamnă după data de 10-11 martie, în universitatea noastră, activitatea de predare a fost în totalitate în format online pe întreaga durată a semestrului 2. Pentru partea legată de examene, examenele de la finalul acelui semestru, universitatea noastră a mers în același format, am reușit să ne organizăm. Practic, a fost o provocare pentru noi, a fost necesar și ni s-a impus să ne reinventăm din punct de vedere a procesului educațional și totodată anul prin care am trecut, anul 2020, ne-a impus ca universitate să adaptăm tot ce înseamnă tehnică de predare, instruire și evaluare pe forma aceasta online. Cu atât mai mult a fost o provocare pentru că trebuia și am fost obligație normal să facem acest lucru, să ținem cont de ceea ce înseamnă specificul universității noastre în zona aceasta a științelor vieții, să ținem cont și să încurajăm această comunicare normală din ambele sensuri, a spune, între noi și studenții noștri și să fim atenți la ceea ce înseamnă asimilarea cunoștințelor care pleacă de la noi înspre dumnealor și în mod special foarte important aspectul acesta de verificare a cunoștințelor. În,
În ceea ce privește partea de examene, examenele de semestru, așa cum menționam, în universitatea noastră acestea s-au derulat tot în formatul online. A fost necesar să luăm o decizie pentru a veni studenții care încheiau cursurile universitare. Vorbim aici de studenții care susțineau proiectele de licență, au fost prezenți în universitate, susținerea a fost față în față, în formă tradițională și de asemenea, partea legată de admitere pentru sesiunea din vară și de asemenea pentru sesiunea din toamnă, din luna septembrie, admiterea a fost și online, dar și cu prezența fizică a candidaților în universitatea noastră pentru a-și depune dosarele și pentru a avea acea comunicare pe care dumnealor au considerat-o necesară la momentul acela. Evident că am dezvoltat aceste forme, le numim noi alternative de predare pentru învățământul cu frecvență, și anume în universitatea noastră a existat învățământul la distanță și învățământul cu frecvență redusă. De ce spun acest lucru? Pentru faptul că având o tradiție în ceea ce înseamnă învățământul la distanță și învățământul cu frecvență redusă, ne-a ajutat să facem o trecere rapidă, mai ușoară la această educație, la această transmitere a informației în format online. Am folosit, a spune eu, cel puțin în prima etapă a semestrului 2 anul trecut, resursele specifice în sensul acesta pentru a avea un învățământ informatizat, fiind necesar acest lucru. Am utilizat aceste sisteme de a comunica cu studenții la distanță și, de asemenea, așa cum menționam și puțin mai devreme, folosite în evaluarea și autoevaluarea acestui proces. De asemenea, am apelat la cele sisteme de tutoriat complexe folosite de noi și cu siguranță și de celelalte universități. Aici vreau să vă spun că am recurs la o metodă cum va venea ca o necesitate și o normalitate. Este legată de faptul că tutorii de an am apelat la colegii noștri dascăli și dacă înainte erau undeva între 25 și 50 de studenți în funcție de mărimea specializărilor pentru un dascăl, decan de an sau tutore de an, așa cum îl numim noi generic, acest tutore, la momentul acesta am crescut numărul de dascăli aferent unui număr definit de studenți, deoarece s-a impus o comunicare mult mai atentă, studenții nemai fiind cu noi în campus la momentul acela și acum sunt o foarte mică parte dintre studenți, din păcate, împreună cu noi. Acestea sunt condițiile și o să ajungem și la acest capitol. Dar prin creșterea numărului de dascăli care fac tutoriat pentru studenți, eu cred că am rezolvat o problemă foarte, foarte importantă. S-a simțit imediat acest lucru, deoarece poate și s-au obișnuit puțin studenții noștri cu această idee, acest format de a-și desfășura activitatea, dar automat am început să răspundem mult mai rapid și poate mai clar întrebărilor venite din partea dumnealor. Dacă sunt colegi care nu au trecut încă la această măsură, aș recomanda-o cu prietenie, evident, pentru că e important în momente de criză și știm toți foarte bine acest lucru, chiar dacă nu reușești să schimbi condițiile situației în care te afli, este important să comunici
Și acest aspect, eu cred că cel puțin la nivelul percepției, poate schimba situația în bine. Sunt mai multe aspecte care pot practic influența acest proces educațional în format în acest sistem online. Sunt mult mai multe aspecte decât cele pe care le-am prezentat și le prezentăm în momentul acesta. Evident, cele legate de calitate în educație, de modul în care fidel sau mai puțin fidel reușim să facem o evaluare a rezultatului predării. Un aspect important este cel legat de accesul într-o formă diferită a studenților și la ceea ce înseamnă tehnologie și la mijloacele multimedia. Mă uitam peste un studiu făcut de un institut, realizat de un institut de cercetare în România. Se întâmpla în perioada 26 aprilie 30 mai, un număr de aproximativ 3600 de studenți, și rămânând aici la accesul diferit al studenților la tehnologie și la mijloacele multimedia, vreau să vă spun că în acest studiu am observat niște cifre, aș spune eu, ca și cifre, ca și valori relative. E menționat 68% dintre studenți au avut condiții optime de desfășurare a activității de învățare. Doar 25% dintre studenții noștri, reiese din acest studiu, el a fost realizat, cum spuneam, pe aproape peste 3600 aproximativ de studenți în, cred că, 11 centre universitare la nivel național. Aproximativ 25% dintre studenții noștri la nivel național, spune acest studiu, s-au simțit calmi și relaxați în condițiile acestea de pandemie și de transfer a informațiilor de la dascăl către dumnealor. O valoare care cumva m-a preocupat și cred că ar trebui să ne pună puțin pe gânduri. Aproximativ 60% dintre copii, dintre studenți, spuneau că cursurile, modul în care și cursurile care ajung la dumnealor le-au perceput mai rele, mai slabe ca cele care ajungeau în formatul acela clasic, față în față. De asemenea, sunt și au fost cumva afectați de faptul că volumul mare de teme și proiecte din momentul trecerii în format online, din formatul clasic în formatul online, a crescut acest volum. Și am și alte cifre pe care probabil le putem discuta, putem să aveți și dumneavoastră acces cu siguranță la aceste studii, dar sunt niște date, o mică parte din ele, care arată de fapt ceea ce s-a întâmplat, din păcate, anul trecut în România și la nivel internațional, și cred că merită să ne aplecăm asupra acestor cifre și avem, de ce nu, avem de învățat. De asemenea, evident că am adaptat și noi aceste metode ale predării la nevoile de învățare ale studenților. Cred că ne încadrăm și noi printre cei care am crescut acest volum de teme și proiecte puse în sarcina studenților. Am fost nevoiți, din păcate, să facem acest lucru. Pe de altă parte, în universitatea noastră, în fiecare an sunt discipline în care finalitatea anului de studiu sau semestrului are ca și formă de examinare și un proiect. Dar totuși posibil să fi crescut aceste proiecte pentru că ne-am dorit foarte mult ca impactul negativ să fie cât mai mic în ceea ce înseamnă educația copiilor noștri, a studenților. Am crescut, aș spune,
accentul pe ceea ce înseamnă pregătirea cadrelor didactice pentru forma aceasta de predare și evaluare hibridă. O șansă a fost, și repet acest lucru, faptul că se întâmpla această formă de predare online și de evaluare și în cadrul formei acestea de pregătire, spunem și vorbim despre învățământul la distanță. În ceea ce privește partea de pregătire a universității, imediat după data de 10-11 martie, universitatea noastră a trecut la achiziționarea și utilizarea platformelor online și aici fac referire la trei dintre cele care sunt utilizate, iar ordinea în care le voi enumera este exact ponderea începând de la mai mare la mai mic, ponderea în care sunt utilizate aceste platforme. În cea mai mare parte am utilizat și utilizăm această platformă Zoom, cunoscută și achiziționată de către universitatea sau și de universitatea noastră. Apoi sunt colegi care folosesc Microsoft Teams și o mică parte sau cea mai mică parte dintre colegi au mers și merg pe această platformă Moodle. Cu siguranță se întâmplă acest lucru în toată țara, dar am vrut să fac această specificare foarte, foarte clar. Trecerea la această formă de educație, cumva, pentru că simțeam și simțim nevoia să comunicăm cu studenții noștri, a impus, într-o anumită formă, creșterea acelui număr de webinarii, de conferințe, de seminarii în formatul acesta online, dorind să deschidem teme de interes și totodată legate și conectate cu planurile noastre de învățământ și cu domeniile de studii aferente universității noastre, fie că discutăm de partea de licență sau cea de master. Totodată, anul trecut, cred că am investit nu neapărat forțați, dar a trebuit să o facem, pentru că am sesizat anumite sincope în ceea ce reprezenta infrastructura IT și am dezvoltat această infrastructură și aceasta tocmai pentru a securiza transferul de date către studenții noștri și totodată să asigurăm o calitate a transmisiilor online, venind cumva în întâmpinarea dascălilor, a studenților și în general pentru ceea ce reprezintă zona de educație. Eu m-aș opri la aceste informații, evident ele sunt mult mai multe. Aș vrea să mă regăsesc împreună cu colegii mei rectori, cu domnul inspector general, cu toți cei care sunt prezenți alături de noi și să purtăm această discuție cumva învățând unii din experiențele altora. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și rămân în continuare alături de dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Am să încerc să mergem un pic mai repede. Alocați inițial 7 minute fiecare partener. Încercăm să ne ținem cumva de program. Mulțumesc. Am să trecem acum atunci foarte repede la domnul profesor Marin Popescu, inspectorul școlar general al județului Timiș. Și Marin, te rog, eu am să fac screen share la prezentare. Bună seara tuturor, eu o să-mi cer scuze anticipat dacă depășesc termenul. Nu o să-mi cer scuze la final. Nu, o să mă încadrez cu siguranță. Chiar apreciez foarte mult această întâlnire și dorința tuturor de a discuta foarte mult despre educație într-un context delicat.
La această provocare, în această seară, sigur că m-am gândit ce pot să spun, ce să vă spun despre învățământul preuniversitar în acest context în care l-am trăit cu toții, un an de zile de pandemie, un an de zile de educație online, hibrid, față în față. Dacă la nivel universitar lucrurile puțin sunt clare și din perspectiva autonomiei universitare, adică ceea ce înseamnă zona de inovare în universități, în zona învățământului preuniversitar, sigur că lucrurile sunt puțin mai complicate. O să prezint imediat, foarte pe scurt, primele 10 provocări care le-am identificat în urma unei chestionări a directorului unităților de învățământ din județul Timiș. Și pentru început o să vă spun câteva date statistice. Județul Timiș are 97.000 de elevi, în spatele cărora se găsesc aproape 200.000 de părinți, nu mai pun bunici aici, 9.300 de persoane lucrează în învățământul preuniversitar, între care 6.600 de cadre didactice. Procesul didactic se desfășoară în 591 de unități de învățământ din zona rurală și urbană. În acest moment, Timișoara și zona periurbană Timișoara se găsește în carantină. Asta înseamnă puțin peste 50% din populația școlară a județului Timiș se găsește în această zonă. Trecând acum la provocările anului pandemic, pe care l-am trecut cu toții cu bine, cu rău, prima provocare și cea mai mare identificată de colegii mei directori și de mine este legată de formarea cadrului didactic, pentru că într-un context în care educația desfășura față în față, într-un context în care inovarea în educația în preuniversitar nu era la îndemâna oricui, am constatat faptul că trecerea în învățământul online ne-a dus în fața unei mari provocări, și anume de a lucra cu tehnologia. Cea mai mare provocare a fost aceasta, pentru că profesorii nu erau obișnuiți să lucreze pe platforme online, nu erau obișnuiți să lucreze în modul online, și ca atare această perspectivă sigur că a fost cea mai mare provocare. La final o să vă spun câteva soluții pe care le-am identificat și împreună cu universitățile, și pe această cale le mulțumesc și le mulțumesc anticipat pentru ce facem pentru viitor. A doua provocare mare a fost legată de, în contextul în care ne găsim și vorbim de reguli sanitare și de un context în care sănătatea publică e cea mai importantă, și mă refer aici și la ceea ce intră și sănătatea în zona preuniversitară, a profesorilor, a elevilor, a personalului didactic sau nedidactic, didactic, auxiliar și a părinților. Lipsa personalului medical a fost fantastic de dureroasă pentru zona preuniversitară, pentru că a trebuit să coborăm atât de mult nivelul într-un context în care începea și anul școlar următor și în contextul în care aveam și examen național, să coborăm nivelul în sensul în care a trebuit să apelăm la profesori de biologie și profesori de sport pentru a creiona sau a rezolva problema triajului epidemiologic. Aș spune că ne aflăm cam la același nivel al anului 2020, adică în urmă cu un an vis-a-vis de ceea ce înseamnă personal medical, unitățile de învățământ pe universitar. În paranteză, vedeți și numărul de respondenți, colegi directori care au identificat această provocare la nivelul județului. O să trecem la următorul slide. A treia provocare puternică, și zice cu impact, prima dată am spune că impactul n-a fost cel vizibil, dar la finalul unui an pandemic deja aspectele emoționale ale personalului didactic, ale elevilor, s-au văzut, și limitele activităților didactice online au fost limitate după un an pandemic, și cu siguranță cred că trebuie să vedem și ministerul și politica ministerului în acest context este aceea de a duce elevii față în față, pentru că dacă activitățile didactice s-au arătat limitele, s-ar putea să avem probleme pe viitor într-o perspectivă ce înseamnă sănătatea mentală a elevilor. E o problemă identificată la nivelul consilierilor școlari, la nivelul colegilor din unitățile de învățământ, cu toate repercusiunile care vor apărea în această perspectivă. Să nu uităm că ne aflăm într-o fază incipientă de formare, în faza inițială, în care au loc achizițiile inițiale, când vorbim de specificități ale vârstei fiecăruia dintre elevi, și ca atare
impactul va fi unul colosal pe perioada următoare dacă nu suntem atenți la această provocare. A patra provocare este legată de lipsa echipamentelor pentru elevi și deopotrivă și pentru profesori. Undeva după aproape 8 luni de zile am reușit să ajungem la un nivel de 80% acoperire cu echipamente la nivelul județului Timiș, prin programe la nivel național, prin programe la nivel județean, prin donații sponsorizate realizate de către instituții, parteneri, companii, persoane fizice. Și, sigur, procesul continuă. Suntem la un an de zile în care ne apropiem de 95% dintre elevii și personalul didactic în unitățile de învățământ pot să desfășoare proces didactic online. Aș spune că unitățile de învățământ sunt pregătite pentru această perspectivă. Avem câteva probleme în zona rurală, pentru că dacă inechitățile existau și înainte din perspectiva rural-urban, ele s-au mărit mult mai mult acum. Zona rurală suferă și din perspectiva faptului că nu există localități sau unități administrative rurale acoperite cu internet în totalitate sau internetul nu este de slabă calitate. Trecem la următorul slide pentru a vă spune a cincea provocare, și anume reacția întârziată din perspectiva legislativă. Și mă refer aici la debutul anului școlar trecut, 2020-2021, când câteva zile înainte, cu o săptămână înainte de debutul anului școlar, primeam ghidurile metodologice sau ghidurile pentru debutul anului școlar, cu tot ceea ce înseamnă respectarea regulilor sanitare, cu tot ceea ce înseamnă circuite. Un fapt inedit pentru zona educației. Nu eram obișnuiți cu o astfel de perspectivă și o astfel de reguli sanitare, că trebuie să respectăm cu foarte mare strictețe. Le mulțumesc foarte mult colegilor directori și cadrelor didactice pentru efortul pe care l-au făcut, pentru că anul școlar a debutat într-un context delicat, când toți nu credeau că va începe activitățile să se facă față în față, și a fost un lucru minunat pentru toți cei implicați în educație din preuniversitar, și efortul a fost pe măsură. Sigur că lucrurile au evoluat încet, încet, dar pe măsură ce incidența de infectare a crescut, a trebuit să mergem din nou în mediul online la sfârșitul lunii octombrie, cu toate efectele care le cunoaștem deja de acum. Și când mă refer la apariția întârziată a legislației, nu mă gândesc la metodologiile examenului național, ci mă gândesc pur și simplu numai la această perspectivă a ordinelor comune, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, care prevedeau lucruri relevante pentru debutul anului școlar și pentru toți actorii implicați în educație. Sigur că aceste ordine au avut efecte și în zona universitară, numai că zona universitară are capacitate de organizare mult mai bună decât în zona preuniversitară, pentru că are alte mecanisme care funcționează. Trecem la următorul slide. A șaptea provocare mare a fost legată de organizarea examenului național, și aș putea spune că a fost un succes, da, dacă putem să-l numim așa, în contextul în care pandemic lucrurile erau foarte clare, toată lumea era preocupată de sănătatea comunităților. Noi am organizat examenele naționale față în față și mai avea și la bacalaureat și la vară națională, definitivat, titularizare, învățământ, sesiunea a doua de bacalaureat, o vară fierbinte, în același timp o vară în care am reușit să facem față provocărilor atât legate de respectarea regulilor sanitare, cât și de rigorile unor examene importante pentru viitorul elevilor și al cadrelor didactice. A spune că experiența aceasta ne-a întărit și ne-a pregătit pentru debutul anului școlar următor, pentru că aveam undeva create și creionate mecanisme care să ne sprijine în a începe anul școlar. A opta mare provocare legată de procesul de vaccinare. Paradoxal, am spune că cei care sunt educați, citesc foarte mult, sunt informați, asta înseamnă că pot lua decizii importante pentru ei și pentru comunitățile în care trăiesc. Vreau să vă spun că la nivelul județului Timiș, 53% din cadrele didactice sunt înregistrate pe platformă, deci doresc să se vaccineze. Din aceste 53, ca urmare a acestei fereste de oportunitate oferite de către Ministerul Educației, Ministerul Sănătății și DSP-uri, ca în fiecare județ să se dezvolte centre speciale pentru fluxuri speciale pentru cadre didactice, am reușit să ajungem la un procent de 84% dintre cei
54%, asta înseamnă 3.500 de cadre didactice să se vaccineze. Am spune că procentul este bun dintr-o perspectivă a vaccinării pentru jumătate dintre cadre didactice, dar cealaltă jumătate, din păcate, nu dorește să se vaccineze și aceasta este paradoxul vis-a-vis de ceea ce înseamnă a fi informat și a lua decizie informată. Semnul de întrebare rămâne mai departe vis-a-vis de colegii care nu de să se vaccineze, dar e o opțiune personală, nu comentez foarte mult, numai atât spun că trebuie să ne gândim la cei care sunt în jurul nostru și la membrii comunității. Avem responsabilitatea față de comunitatea în care trăim. A 10-a mare provocare este legată de activitatea educației remedială, pentru că trebuie să recunoaștem trecerea în activitățile didactice sau acest slalom undeva dintre zona online față în față. Faptul că tezele n-au mai fost date la finalul semestrului al doilea au diluat ceea ce înseamnă evaluarea la nivel de preuniversitar. Evident că nivelul cunoștințelor nu este cel mai potrivit într-un context al desfășurării activităților online. Ca urmare, am constatat că acest nivel trebuie să-l recuperăm. Cum? La nivel național este un program pilot școala după școală pentru elevii de până la clasa 8-a, un proiect care va fi finanțat din fonduri europene și vizează tocmai acest tip de activități remediale, ceea ce cred că este important. La nivelul județului, în acest moment, avem înscriși peste 3.000 de elevi de la clasele, de la ciclu primar până la clasa 8-a, care vor participa la activități remediale în 106 centre din județ și este o provocare pentru noi, pentru că nu am mai avut o astfel de desfășurare de forțe și de asemenea de forțe atât la nivelul elevilor cât și la nivelul profesorilor și de asemenea dintr-o perspectivă a infrastructurii, pentru că sunt transportați elevi dintr-o localitate în alta pentru a participa la aceste activități. Să nu uităm că sunt activități bugetate și e nevoie de o implicare foarte mare. Sigur, celelalte provocări, au 11 provocări legate de simulări și evaluări naționale care vor avea loc în finalul acestei luni, în martie, și colegii au mai identificat câteva provocări care nu credem că au un impact foarte mare la nivelul sistemului preuniversitar. Aș vrea să mulțumesc în final universităților care au fost aproape de învățământul preuniversitar și de inspectoratul școlar. Punctual, Universitatea de Vest din Timișoara, deja atunci când am constatat faptul că avem nevoie de formare, imediat a reacționat cu un curs de formare pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar. Faptul că avem împreună teme de cercetare pe zona de educație preuniversitară, de la management până la nivelul disciplinelor, prin intermediul facultăților, Universității de Medicină și Agronomie și Medicina Banatului, Medicina Veterinară Banatului, mulțumesc mult, domnul rector, pentru faptul că ne sprijină ceea ce înseamnă activitățile remediale în zona rurală, o zonă încercată din această perspectivă, pentru că trebuie să recunoaștem, așa cum spuneam, inechitățile sunt mari și perspectiva copiilor din zona rurală trebuie să o vedem împreună cu dânsii. Mulțumesc de asemenea facultății de Universității de Medicină și Farmacie pentru faptul că ne sprijină în ceea ce înseamnă screening-ul sau maparea județului din perspectiva sănătății elevilor. Mulțumesc foarte mult. De asemenea, mulțumesc politehnicii din Timișoara pentru că ne sprijină chiar și prin Diana Andone cu platforma de promovare a activităților pe care noi le desfășurăm în acest context. De asemenea, cu cadre didactice care sunt prezente la activitățile profesorilor din zona învățământului profesional și tehnic, din zona învățământului teoretic, este în acest moment, aș spune că un networking important și valoros pentru educația din județul Timiș și vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care l-am acordat. Mulțumim mult de tot, domnule inspector școlar general. Nu știu, eu cred cu tărie că ecosistemele de educație digitală se creează numai prin colaborare și toată teoria și cercetarea în acest domeniu arată acest lucru. Vom merge mai departe la Universitatea de Vest, unde vom avea ocazia să-l ascultăm pe domnul rector, profesor universitar dr. Marilen Pirtea. Vă rog foarte mult. Microfonul, vă rog. Stop de la
Perfect, vă auzim, mulțumim mult de tot. Mă auziți? Da, da, putem să vedem și prezentarea, a dispărut în acest moment. Acum trebuie să apară. Da. Da, este perfect. Mulțumim mult de tot. Da. Vă rog, domnule rector. Mulțumesc frumos și eu mi-am adus aminte, ascultându-l pe domnul inspector general, la final de premiile Oscar, când premiantul aducea mulțumirile tuturor celor implicați. M-am simțit onorat ca reprezentant al universității să fiu printre cei care au putut contribui la trecerea prin această perioadă grea a învățământului preuniversitar. Adevărul că, fiind de față cele patru universități cu specifica parte, complementare în acest proces educațional, avem și experiențe comune, dar cu siguranță și unele particularități. Și noi la Universitatea de Vest din Timișoara am intrat în... ca urmare a decretului prezidențial din 16 martie 2020 de instalarea stării de urgență, am intrat într-un învățământ online, deși ne-am dorit la începutul fiecărui semestru, și semestrul întâi de anul trecut, și semestrul al doilea, să începe în anumite domenii în învățământ față în față, mai ales pe anumite tipuri de facultăți vocaționale sau cele care implicau activitate de laborator care nu putea fi realizată doar într-o formă online. Dar evident că am renunțat pe parcurs datorită extrapolării, să spunem, sau multiplicării cazurilor de coronavirus și am rămas pe o activitate față în față. Am intitulat prezentarea într-un sens de întrebare, cum ne-am adaptat. Nu prea s-a adeptul cuvântului adaptare, pentru că pe plan ioritic a te adapta are anumite conotații nu neapărat constructive, dar nici nu puteam spune cum am inovat. Deci o anumită adaptare din punct de vedere al faptului că se spune că vremurile grele duce la crearea unor oameni puternici și a unor instituții puternice. Și cred că pentru toți aceste vremuri ne-au scos în evidență punctele forte, punctele poate mai puțin sau vulnerabilitățile, să intervenim asupra lor și să ne uităm în față la oportunitățile care apar înaintea noastră. Având în dotarea universității platforme moderne de e-learning, pentru că avem învățământ și la distanță și fără frecvență, beneficiind de aceste platforme, Moodle, Classroom, sisteme de videoconferințe, Google Meet, WebEx, am intrat din plin în activitatea de învățământ online și mai mult am încercat să ne organizăm instituțional, creind astfel adrese instituționale, având deja pentru toate cadrele didactice, pentru toți colaboratorii, pentru toți studenții, pe euvt.ro, comunicând instituțional cu fiecare dintre aceștia, având acces la toate aceste activități, la zonele suport, adrese instituționale de resurse, EUVT, de suport e-learning, Centrul de Dezvoltare al Carierei din cadrul universității, alături de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, au avut o activitate extrem de intensă, pentru că era o activitate nouă cam pentru toată lumea sau pentru o mare parte, atât cadre didactice cât și studenți. De aceea, așa cum s-a mai spus și de către colegii mei, webinarele au fost cele care au avut o prezență constantă săptămânală aproape, pe grupuri de lucru cu studenții, cu cadrii de acces, tutori, pentru a intra într-un proces, hai să spunem, de rutină, pentru a ne obișnui cu acest mod nou de predare. Am făcut astfel de sesiuni de consiliere individuală, de webinare de sprijin educațional pentru modul de desfășurare a examenelor, pentru gestionarea emoțiilor, pentru că, psihologic vorbind, comportamentul uman în fața unui ecran este altul decât comportamentul uman în fața sălii de studenți și a studenților în fața profesorului. De aceea am lucrat mult și la această parte de soft skills și la comportamente în perioada aceasta de
pandemie. Am înființat un infocentru studențesc, punct de comunicare unic în fiecare facultate. Nu am mai dat voie secretariatelor să comunice, ci am organizat o comunicare directă cu oameni care au anumite competențe și pricepere în această zonă. Am dus într-o zonă de digitalizare tot ce înseamnă procese administrative, pe cât posibil, didactice, de evaluare, tot ce s-a putut, de la simpla adeverință până la o cerere, totul să meargă într-o formă electronică. Am instaurat și noi semnătura electronică, declarând astfel, să spunem, decesul faxului, dacă îmi permiteți această expresie, scoțându-l din activitatea curentă. În activitatea online am dus tot ce înseamnă partea de predare, examinare, susținere teze de doctorat, concursuri pe posturi. Evident că toată această activitate de transmitere într-o zonă online a implicat și o adaptare a regulamentelor, metodologiilor, a tot ce înseamnă legislație internă în cadrul universității la aceste noi procese pentru a fi în interiorul legii și a ne adapta la tot ceea ce s-a dat la nivel național în domeniu. Astfel am avut o serie de metodologii, proceduri de desfășurare a acestor activități, ceea ce nu a fost un lucru simplu, birocratic, dar necesar pentru a valida legal toate aceste activități și a fi într-un context legal. Din punct de vedere a resurselor umane, așa cum am spus, eliberarea sub orice formă de adeverințe, de tot ceea ce era nevoie, într-un format electronic. Pontajele, toate făcute într-un format electronic, cereri de concedii de odihnă, am dat câteva exemple sub această formă. Am organizat activitatea și în partea administrativă sub formă de telemuncă, respectând toate condițiile pandemice necesare în birouri, pentru a asigura continuitatea și a nu exista o breșe în cadrul activității. Așa cum am spus, am încercat pe anumite facultăți o activitate față în față didactică la început, pentru că nu era greu, de exemplu, să evaluezi la muzică, de exemplu, sau la pictură online prestația unui student. Și de aceea, neputând până la față în față, sub diferite forme, și-au înregistrat anumite partituri, s-au înregistrat cântând, au cântat online în forma unor interviuri directe pe platformele respective. Deci am încercat să ne adaptăm acestor condiții. Permanent am fost într-o relație directă cu studenții și cu cadrele didactice. Așa cum s-a mai spus, am avut foarte multe chestionare în cadrul corpului profesoral, în cadrul studenților, să vedem percepțiile fiecăruia, unde îmbunătățim pentru a putea interveni în timp real asupra acestor activități. Unele dintre ele au fost și prezentate de colegii mei, domnul proiector Mădălin Bunoiu, Adrian Marian Ilie și doamna Macinga, decană Facultății de Sociologie Psihologie, în cadrul altor webinare organizate de dumneavoastră. Evident că marea problemă în cadrul activităților acestora online a fost, pe de o parte, plusul, numărul mai mare de studenți participând la clasă, dar pe de altă parte, gradul de implicare a lor mult mai redus. Și acestea au fost plângerile. Toată lumea așteaptă, în urma chestionarelor, o revenire la o activitate față în față în cadrul disciplinelor. Așa cum am spus, am fost aplecați asupra studenților de anul întâi, în primul rând, pentru că ei venind din liceu și neavând contact direct cu facultatea, cu spațiul fizic al sălilor de clasă din cadrul universității, nu aveau percepția asupra universității și rămâneau direct în online. Am organizat diverse tururi în cadrul universității, unele virtuale, unele fizice, întâlniri cu diversi tutori pe grupuri a elevilor, încercând să le asigurăm și transport pentru celor care doreau să vină în spațiile universității în acele perioade când se putea face acest lucru.
Am organizat, suntem singura universitate din România sau prima în momentul acesta care am introdus o disciplină obligatorie la anul întâi legată de orientarea în carieră, de consilierea în carieră, orientarea pentru a încerca să avem o pârghie de influență asupra reducerii gradului de abandon. Pentru gradul de abandon este unul destul de ridicat și este pregnant între anul întâi spre anul al doilea și cu cât suntem mult mai conectați prin tutori la studenți, cu atât încercăm să reducem, să-i spunem fenomen la un moment dat. Ne-am adresat și elevilor de liceu prin înlocuind caravanele tradiționale ale UVT, prin webinare, prin discuții cu aceștia, prin organizarea în continuare a pregătirilor pentru examenul de bacalaureat într-un format online, ceea ce nu a fost ușor. 9.000 de elevi au fost înscriși din toate județele în cadrul acestor pregătiri pentru bacalaureat. Am, așa cum spunea domnul inspector general, am organizat cursuri în premieră, cursuri de pregătire pentru activitatea didactică într-un regim online cu ai noștri colegi de la Facultatea de Sociologie, Psihologie, Științele Educației și zona de informatică. Pentru aceste cursuri nu sunt doar despre a cum folosim un calculator și cum tehnic intrăm într-o interacțiune online, ci se referă și la modul psihologic prin care captăm atenția elevilor, studenților, cum ne adresăm lor, cum le generăm interactivitatea și multe alte zone din partea aceasta a psihologiei și interacțiunii cu aceștia. De asemenea, am încercat să nu îi privăm pe studenții noștri de acele momente care erau pentru ei și sunt în continuare foarte importante, cum ar fi cursul festiv, o serie de evenimente, multe altele, cum am organizat maratonul Liberty, conferințe ale diverșilor ambasadori, alte tipuri de evenimente și de aceea cursul festiv l-am organizat în limita celor 500 de locuri admise legal în Piața Libertății, iar restul de câteva mii, 3.000 de elevi, studenți fiind în zona online, au primit toți kitul absolventului cu roba, cu toga și toate celelalte însemne ale universității, le-au fost trimise în pachet acasă, fiind simțind și trăind acel moment al absolventului. Evident că provocări sunt în continuare și am trecut prin acestea, în primul rând din previzibilul situației. Nu ne-am așteptat, nimeni nu s-a așteptat, de aceea trebuie să reacționăm într-un sistem al necunoașterii pe un teren pe care nu-l cunoșteam. Lipsa de predictibilitate a fost și este în continuare, pentru că, după cum vedem, această rădăcină a coronavirusului văd că are mult mai multe tulpini decât ne așteptăm. Și deja ele au conotații chiar continentale și vin peste noi, peste Europa cea veche. Și o altă provocare a fost de asigurarea normelor etice în desfășurarea activității online și a evaluărilor online. Acum putem să fim sinceri, pentru că vorba aia, suntem doar noi între noi, nu garantăm foarte mult pentru ceea ce a însemnat calitatea în final a volumului de cunoștințe acumulate de către studenții noștri în urma acestor perioade de examen, modul cum la examen am putut să asigurăm această etică a examinării. Am văzut ce s-a întâmplat la Universitatea din București, la studenții Facultății de Drept, dar le considerăm toate partea pachetului perioadei și încercăm pe parcurs să intervenim astfel încât să îmbunătățim toate aceste activități. Așa cum am spus, activitatea de ID și FR au fost bazele unei experiențe pe care am avut-o înainte. Procesul de digitalizare la UVT a început mult înainte de pandemie. Am avut inspirația, să o numesc așa, conducerea universității de a, cu două luni înainte de declanșarea stării de pandemie, să dotăm tot corpul profesoral al universității cu un laptop, în mod gratuit, astfel încât a fost mult mai facil
să intervin într-o astfel de activitate online din orice moment și din orice spațiu, chiar și cel de acasă. Am încercat să valorificăm faptul că lipsa prezenței în sălile de clasă și de curs să poată fi valorificată prin amenajarea acestora, deci am încercat o campanie de modernizare a spațiilor universității, de redotare a lor, de amenajare, astfel încât în toamnă, când studenții vor intra în spațiul universității, să regăsească un spațiu mult mai modern, mult mai nou. De la bănci, la dotări, la săli de clasă, la birourile cadrelor didactice, toate acestea au fost și sunt în proces de renovare. Ca perspective ale viitorului, evident că nu știm în continuare cum se va desfășura activitatea, dar cred că unele bunuri câștigate, experiențe câștigate în această perioadă vor fi menținute și pe parcurs. Tot ascultăm permanent în jurul nostru spunând vrem să intrăm în normalitate. Nu știm care va fi normalitatea, dar cu siguranță nu va mai fi setată la nivelul de acum un an. Normalitatea va fi probabil altceva și cu acel nivel trebuie să mergem înainte. Eu cred că un mare câștig al acestei perioade, dacă e să privim obiectiv, este faptul că că atât studenții, dar și cadrele didactice au făcut un pas rupând un anumit, o anumită obișnuință. Dar va fi din nou poate o provocare să rupem această stare de confort, să spunem, a multor colegi care s-au obișnuit să stea acasă, să stea într-un mediu online, reducând timpii de deplasare la universitate, de a intra de a fi într-o zonă de trafic fizic, dar toate acestea trebuie să le readucem pentru că bucuria revederii, bucuria întâlnirii fizice nu poate fi înlocuită sau transmisă chiar printr-un ecran care ne desparte. Aici sunt câteva poze de la evenimentele din pandemie ale Universității de Vest din Timișoara, cursul festiv și Liberty Maratonul. Mulțumesc frumos tuturor! Mulțumesc și eu foarte mult! Vă mulțumesc mult de tot, domnule rector! Vom merge acum din nou foarte repede, nu voi mai adresa întrebări decât la final sub formă de discuție și vom merge la Universitatea Politehnică din Timișoara și am să-l rog pe domnul rector, conferențiar dr. Florin Drăgan, să ne spună câteva idei despre ce s-a întâmplat în Politehnica din Timișoara. Vă rog! Bună seara tuturor! Da, o să încerc să fiu rapid. Și pentru început, aș spune doar că, mai ales că mă înțeleg foarte bine cu Marlene, cu domnul Ecă Pirtea, problema română nu e, ca să trecem așa, o poantă, nu e adaptat cuvântul problemă e descurcat. Pentru că niciodată nu înțelegi ce a făcut persoana respectivă că spune că s-a descurcat. Bun, o să trec la prezentare. Acum, în urmă cu un an de zile, în Politehnică era o situație puțin mai, să zicem, ciudată și din punct de vedere al alegerilor. Eu mi-am început mandatul de rector în 16 martie, deci cumva era cu câteva zile înainte de a începe. Eram în calitate de prorector pe proces de învățământ și zonă problematică studențească. Atunci am discutat cu domnul rector Șerban și am militat pentru, sau mă rog, am insistat pentru suspendarea orelor. Am avut legături atunci cu medicina, am discutat cu colegii de acolo și cu proiectorul Mădălin Bunoiu pe acea zonă, era de la Universitatea de Vest, ca să vedem ce fac și celelalte universități și să știm cum acționăm împreună. Haideți să zicem așa că a fost un fel de preview la ce a urmat, adică la Alianța Timișoara Universitară. De la început, chiar înainte de a începe mandatul, în 13 martie am pus la punct, să zicem, împreună cu colegii, cu Diana Andone și cu colegii de la CEL, dar și cu echipa de viitor prorector la acea dată, un plan și o strategie. Și am început să elaborăm, să vedeți
împreună cu Senatul, cu domnul președinte Radu Vasiu și cu colegii de acolo, o serie de hotărâri de Consiliul de Administrație de Senat. Nu o să le parcurg, o să doar să le vedeți ca și orizont de timp. Ele se întind pe 3 luni de zile, în special în lunile martie-mai. De ce? Poate puțin mai mult, pentru că unele prevederi au așteptat să vină anumite prevederi legale. Nu puteam să facem la nivel universitar, chiar beneficiul de autonomie, nu puteam să trecem peste anumite, peste legea educației sau peste alte prevederi legale. Bun, deci ca și efort, a fost un efort susținut al colegilor senatori. Până acum, Consiliul de Administrație a propus acele metodologii. A fost o comunicare foarte bună cu Senatul, astfel încât care didactice să beneficieze și de acoperirea dată de regulamente pentru toate activitățile pe care le desfășoară. Bun, și acum o să trec la centrul de e-learning, pe care îl știți cu toții. Politehnica a avut marele avantaj să beneficieze de acest centru de e-learning înființat, chiar dacă într-o altă formă, să zicem, în 1998. Și foarte pe scurt, nu o să mai intru în detalii, vedeți o părticică mică din proiectele pe care le desfășoară colegii de acolo. Probabil unul dintre cele mai vizibile pentru toți este patrimoniul sub reflectoare, pentru că îl vedeți la tot pasul și unul dintre proiectele cu cea mai bună vizibilitate la ora actuală în ceea ce înseamnă Timișoara Capitală Culturală. Și trec la campus virtual, campusul virtual al UPT, care, după cum vedeți, a început să fie dezvoltat ca platformă in-house în perioada 2000-2007, apoi din 2008 a trecut ca platformă open source Moodle. Deci suntem pionieri, clar, de la început. În 2015 s-a îmbunătățit și cu acea platformă, aplicație mobilă. E o platformă pe care Politehnica a folosit-o și înainte de pandemie, ani buni, și asta ne-a ajutat să facem o tranziție foarte lină, chiar dacă o să vedeți că, mă rog, volumul a crescut. Acum, ce înseamnă campus virtual? O platformă Moodle, așa cum am spus, 476 de plugins, datele mi le-a dat Diana, bineînțeles, dintre care 71 sunt dezvoltate de către universitatea noastră, de către echipa de acolo, și 26 sunt integrate din martie 2020, deci de un an de zile. Ce s-a schimbat ca număr de utilizatori? Observați că poate nu a fost o creștere așa dintr-o dată, pentru că Politehnica avea încă de ani buni obligația ca studenții sau, mă rog, masteranții să poată beneficia de cursuri online și pe zona de master, nu doar, adică să aibă acele materiale în format și în online. Pe de altă parte, aveam deja obișnuința de a rula dosare de practică prin platformă. Nu mă refer la ceea ce însemna învățământul la distanță, pentru că acolo clar existau toate materialele. Observați o evoluție a profesorilor și a studenților între octombrie 2019 și ianuarie 2021. O evoluție a cursurilor în platformă, poate că e interesantă din acest punct de vedere, ca să vedeți cum s-au întâmplat lucrurile. Începând din 2014, observați o creștere ușoară, care până în 2019 a fost cam la o treime din ce a urmat, sau poate chiar mai puțin, depinde de fiecare zonă. De zona de master, poate să fie de zona de licență. O medie este, cred că, undeva la 20, o creștere de 4 ori. Evaluarea studenților. Așa cum a spus, poate prezenta, să zicem, anumite semne de întrebare, dar iarăși prin toate tururile pe care le avem sau prin toate modalitățile de evaluare, și le puteți vedea prin chestionar, quiz și așa mai departe, sondaj, cred că în Politehnică reușim. Având în vedere că avem și un avantaj, pentru că pe zona inginească putem să mergem pe rezolvare de probleme sau de proiecte, avem un avantaj că platforma ne oferă o modalitate pe care fiecare cadru didactic poate să o adopte, astfel încât să se simtă foarte, foarte ușor în a evalua studenții, în metoda în care îi convine lui. Deci nu avem metode rigide, avem metode deschise, să spun așa. Observați și creșterea, iarăși, care s-a întâmplat în perioada 2019-2020. O activitate, modul de derulare a activităților, puteți vedea ce era înainte și ulterior ce s-a întâmplat. Putem vorbi de o creștere de 50 de ore anume de accesări zilnice a campusului virtual și o medie de 3.000 de utilizatori pe minut. Deci sunt date cu care, hai să spunem, că nu, la care nu aveam cum să ajungem înainte.
Poate că după ce vom reveni la acea normalitate, nu vom ajunge la aceste date, dar nu vom mai reveni, sunt convins, la ceea ce a fost înainte, ci vom rămâne la o valoare bună, adică sau mare. Din punct de vedere al resurselor pe care le-am utilizat, le aveți deschise în partea stângă, nu o să mai insist asupra lor ca să merg mai repede. Observați pe ani ce s-a utilizat 2018-2019, pe fiecare tip de resursă, 2019-2020 cu pipularea portocaliu și 2020-2021. Observați că, practic, în acest an vorbim de o utilizare majoră a tuturor acestor resurse din campusul virtual al universității noastre. Și am oferit, bineînțeles, colegii de la CEL au oferit un suport online integrat, nu numai cadre didactice, și au fost webinarii, au fost cursuri puse la dispoziție, dar și Centrul de Consiliare și Orientare în Carieră au oferit astfel de informări sau de seminarii pe diverse teme. În campusul virtual am integrat, bineînțeles, și posibilități de tip Microsoft Teams pentru meeting-uri sau pentru susținerea de cursuri, dar folosim cu preponderență Zoom-ul, pe care suntem și acum, 77.105 întâlniri, 114 webinarii cu 26.703 participanți. Observați cifrele pe care, ca și normal, inginerește, le dăm foarte exact. O să revin, nu am terminat cu ceea ce voiam să spun legat de campusul virtual, o să trec în schimb spre zona de studenți și o să revin la final cu ceea ce dorim să dezvoltăm în continuare în Politehnică și legat de campusul virtual și de tot ce înseamnă CEL, să spunem. În primul rând, pe zona de studenți, ce tip de consiliere am avut cu studenții? A fost o consiliere individuală, online, peste 100 de studenți, consilier de grup, a fost testarea aptitudinală, module de dezvoltare personală cu studenții facultăților de mecanică, chimie, inginerie Hunedoara și management, materiale video pentru studenți pe tematica gestionării situației create de pandemie, distribuire zilnică de materiale, organizare de întâlniri. S-a depus un proiect dedicat strict studenților, prin care s-au solicitat peste 600 de laptopuri. Acest proiect a fost depus în acest an. S-au solicitat peste 600 de laptopuri și pentru studenții care beneficiază de bursă socială cu o valoare totală de peste 450.000 de euro. Iar în Politehnică, studenții care au solicitat un echipament IT, pentru că nu l-au avut, l-au putut primi pe parcursul acestui an. Cei care nu au avut internet sau, mă rog, conectare la internet, sau nu au putut beneficia, am avut un caz foarte interesant în care, ca să vedeți, probabil că domnul inspector general știe mai bine situația, am avut un caz în care nu exista nici curent măcar acolo, deci ceea ce a fost destul de dur, e adevărat că atipic pentru România. Ei, în acele cazuri am oferit cazare studenților în căminele Politehnicii, care au rămas deschise pentru studenții care au participat la diverse proiecte în Timișoara. Am dezvoltat și module de dezvoltare personală prin CCOC, am înșirat doar câteva managementul timpului, managementul învățării și așa mai departe. Ei, am ținut o legătură foarte, foarte bună cu ligile studențești, am avut și avantajul că din postura de prorector anterioară deja cunoșteam foarte bine ce se întâmplă în zona studențească, au fost preocupați și le-am asigurat asistență din cadrul universității pe webinarii pe diverse teme de interes pentru studenții din facultăți. Team building-ul online, pot să vă spun că la un moment dat o Liga Studenților mi-a solicitat un mesaj atipic pentru Liga Studenților, pentru că studenții respectivi, să zicem că erau puțin demotivați de ceea ce se întâmpla, asta a fost undeva spre vara trecută, proiecte desfășurate exclusiv online de către ligile respective, au promovat oportunități existente în rândul studenților. Una dintre legi a dezvoltat un proiect de tip UniHack în perioada 20-22 noiembrie, în care, din nou, universitatea i-a sprijinit. Una dintre legi a dezvoltat un podcast interesant care se cheamă Liga AC Talks, care a fost foarte interesant pentru oportunități de implicare civică pentru programatori. E vorba de automatică și calculatoare și atunci cam în zona aia s-au axat. Startup-uri, companii multinaționale, au fost invitați nu numai oameni din universitate, ci și oameni din afară, că au reușit să țină pe studenți destul de, să zicem, să le capteze atenția, să-i facă să se implice astfel încât să poată desfășura activitățile online cu o anumită formă de energie.
Au fost achiziționate o serie de echipamente, noi am mers nu numai pe zona de laptopuri sau calculatoare, camere web, am mers și pe zona de tablete grafice, pentru că sunt foarte, foarte utile, nu numai pentru colegii de arhitectură, ci și pentru cei de la, în special cei care predau anul întâi, ca să poată aibă o comunicare mai bună. La ora actuală suntem într-un proces de achiziție a unor sisteme foarte dezvoltate pentru amfiteatrele Politehnicii, de camere cu recunoaștere de imagine, cu recunoaștere de mișcare, astfel încât să poată urmări cadrul didactic care face prezentarea și să putem rămâne, pentru că planul nostru este să putem rămâne pe zona anumitor cursuri, la solicitarea cadrului didactic și a studenților, într-un format hibrid, astfel încât în anumite cazuri studenții să poată urmări, chiar dacă se revine la normal, anumite cursuri, bineînțeles, dacă și cadrul didactic sunt de acord, să le poată urmări nu numai din spațiile universității. Cred că vom putea să, adică vom pune la dispoziție acest sistem, rămâne de văzut în ce măsură el va fi utilizat, dar eu sunt convins că o parte, chiar dacă mică, va rămâne pe acest gen de sistem. Și acum revin la ceea ce se întâmplă la centrul de e-learning și la colectivul de acolo și o să vorbim de resurse educaționale deschise, de modul de aplicații pe care l-au gândit colegii de acolo cu dezvoltare nu numai pentru acest an, și o să observați că în 2020 au fost 20.000 de noi resurse interactive dezvoltate. Aici un exemplu dat din zona, să zicem, electronicii sau AC-ului. Există alte proiecte în care sunt implicați. E o proiecție a ceea ce vom dezvolta în continuare în viitor, nu numai pentru ceea ce a fost și ceea ce s-a întâmplat în ultimul an, ceea ce vrem să facem în continuare. Vin cu un proiect realizat în co-creare cu studenți pe zona de medicină, pe zona de unitate de medicină și farmacie, așa cum s-a și spus de către domnul decan, au o colaborare foarte bună, un spații virtuale în care se poate să fie gestionate acele ore de laborator pe care colegii de la medicină, mă rog, acum în formatul de acum, din câte știu, au putut să înceapă datorită faptului că o parte din studenți jumătate sunt vaccinați, dar depinde de evoluția situației să poată să continue în diverse formate. Din nou, e vorba de un proiect în colaborare cu medicina și o proiecție a ceea ce poate să însemne cu virtualizare de spații, cu laboratoare care pot fi realizate în aceste formate. Tot acolo, tot la centrul de e-learning, avem și cursul online din 2014 deschise. E un proiect la care colega mea Diana Andone ține foarte mult și trebuie să recunosc că a avut energia să-l împingă mai departe, chiar dacă, hai să zicem, că nu a beneficiat la data respectivă de tot ajutorul Politehnicii, dar cred că în ultima perioadă e clar că vom investi foarte mult și pe această zonă. În final, pentru că am vrut fiind și ultimul, să fiu totuși destul de scurt, voi vorbi despre câteva lucruri. Odată, implicarea în comunitate. Vă spune că prin aceste seminarii împreună online, care au fost ținute cu o anumită periodicitate și care au avut, așa cum ați văzut, un număr mare de urmăritori, cred că am reușit să ținem un nivel de informare adecvat în societate. S-au realizat o serie de cursuri privind prezentarea diferitelor instrumente digitale și vor fi utilizate atât de colegi din universitate, de către cei de la e-learning, dar foarte interesant este și un proiect al unei ligi care a fost implicat în a trainui, să spun așa, un număr de cadre didactice din preuniversitar într-un număr de weekenduri. Au fost implicați mai mulți studenți, bineînțeles, numărul studenții e mult mai mare decât numărul cadre didactice. Am fost implicată Politehnica în zona de cercetare. Dezvoltăm deja dezinfectanți la Facultatea de Chimie, de Inginerie Chimică și Inginerie Mediului, Chimie Industrială și Inginerie Mediului. Dezvoltăm deja dezinfectanți pentru care deja avem autorizații și avem colaborări tot așa cu doctorul Musa, cu colegii de la Spitalul de Boli Infecțioase. O implicare administrativă, după cum știți, la solicitarea orașului, am pus la dispoziție una dintre facilitățile noastre în primăvara anului trecut pentru o perioadă de circa 2 luni de zile pentru medicii care au fost cazați acolo. Aș vrea să spun legat de admitere, faptul că am venit cu o zonă inovativă, admitere și studenți,
în sensul că am introdus la admiterea din vara trecută, bineînțeles toată lumea a desfășurat-o online, am introdus un nou tip de suntem, dacă nu mă știu, singura universitate, de admitere pe baza unui portofoliu educațional. S-a mers pe două zone, pe zona de automatică autoare și electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, pentru că cele două facultăți au un examen comun, și pe zona de arhitectură. Pot să vă spun că din România, singura facultate care a avut o formă de examinare a candidaților la arhitectură este Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității Politehnica. Restul facultăților au ales varianta trimiterii de acele portofolii, mă rog, sau schițe, către facultate și normal că nu putea să, nu era foarte clar cine le-a realizat. Puteau să fie realizate cu un ajutor sau puteau să fie realizate individual. În cadrul Politehnicii, colegii de arhitectură chiar au insistat să aibă o formă de evaluare pe Zoom, online. Am avut și un număr mai mare de, foarte interesant, datorită acestui lucru, am avut un număr mai mare de candidați, pentru că aceștia au vrut să fie evaluați într-un mod corect. Această formulă de portofoliu educațional, Politehnica o va continua, pe ambele facultăți, pentru că, până la urmă, e o formă de admitere care nu, să zicem, nu subliniază doar rezultatele la o anumită oră, într-o anumită zi, când poate ieși mai mult sau mai puțin în formă, ci subliniază un parcurs educațional pe care l-ai, să zicem așa, pe parcursul celor 4 ani de liceu, anumite concursuri la care participi acolo și care se apropie mult mai mult, mă rog, atâta cât ne permite, din păcate, dat fiind din sistemul legislativ românesc, de ceea ce se întâmplă în Occident la marile universități de acolo. Deci cred că, adică nu cred, sunt sigur că acest sistem va fi adoptat de mai multe universități și e un sistem de viitor. Pot să vă mai spun, tot în final, pe scurt, era cumva la concluzii, faptul că prin proiectul EUDRES pe care îl coordonează Politehnica și în care sunt implicați din nou colegii Radu Basiu și Diana Andone, suntem interesați și noi de ceea ce înseamnă microcredențiale și le considerăm de viitor. Pe de o parte, pe de altă parte, venim și cu un concept nou de Living Labs pe care sper să-l adoptăm în curând în cadrul proiectului și deja la ora actuală avem și persoane interesate în Politehnica, astfel încât să ne diversificăm aceste metode post-pandemice de predare, pentru că sunt convins că studenții noștri vor avea, să zicem, o exigență crescută după ce vor reveni la activități față în față. Cam asta ar fi pentru primul an. Eu zic că arătăm foarte bine și suntem implicați 100%, nu numai în ceea ce înseamnă educația studenților noștri, ci ceea ce înseamnă colaborare cu celelalte universități și, bineînțeles, cu liceele și cu inspectoratul general al Timișului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și mulțumesc mult de tot domnului rector pentru cuvintele pe care le-a adresat. Să știți că nu sunt nici pe departe numai eu, suntem un departament întreg și cred că cel mai important este că suntem foarte mulți profesori în Politehnică și studenți care am co-creat împreună educație și modele educaționale și resurse educaționale. Acum ne vedem cu toții și am să mergem foarte repede spre câteva întrebări, deoarece timpul a avansat. Mulțumesc mult de tot sutelor de oameni care ne urmăresc pe Facebook și care ne transmit în continuare mesaje și aici în Zoom. Am o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră și am să vă rog foarte pe scurt să răspundeți. Care credeți că a fost pentru dumneavoastră și instituția dumneavoastră cea mai mare provocare în acest an? Și începem în ce ordine doriți. Marin Popescu, văd că tu vrei. Te rog. Da, mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ai acordat microfonul, să zic, pentru început. E foarte important să vă spun că colegii mei directori au identificat cea mai mare provocare și anume formarea cadrelor didactice. La celelalte cu siguranță găsim soluții, dar când vorbim de resursă și cea mai importantă resursă din sistemul de educație din România și probabil și din întreaga lume este resursa umană. E foarte important în acest context că ea să fie rapid updatată și conectată la ceea ce înseamnă activități de acțiune online. Cea mai mare provocare a noastră a fost resursa umană din mediul rural.
Pentru că dacă în mediul urban perspectiva echipamentului, a tehnologiei este alta, în zona rurală cu siguranță nu găsim aceleași resurse. Ca atare, soluțiile au fost unele la îndemâna noastră, pentru că nu trebuia să avem nevoie de o reacție rapidă, ca atare apelăm la colegii noștri profesori de informatică. Inspectorul de informatică, împreună cu mine, am identificat 90 de unități de învățământ din mediul rural, aproape 1100 de cadre didactice, care într-o lună de zile a trebuit să... E foarte dur cuvântul alfabetizare, dar să trecem rapid din zona față în față spre zona de predare online. Asta înseamnă că a trebuit rapid să sincronizăm, să facem domeniile unităților de învățământ, să sincronizăm domeniile cu pachetul G Suite for Education de la Google și Microsoft. Suntem în acest moment pe locul 3 în țară, în EduEPS, ca și domenii corelate cu pachetul educațional. 1100 de cadre didactice au fost formate. Sigur că a trebuit să trecem acum la nivelul următor din această perspectivă a formării cadrelor didactice și mă refer tot la zona rurală, pentru că vrem să diminuăm decalajul dintre rural și urban și în această perspectivă. Aceasta a fost cea mai mare provocare și cu siguranță încet încet i-am făcut față. Nu suntem la nivelul la care mi-aș fi dorit, dar suntem cu siguranță, am făcut pași importanți, suntem pe un drum bun. Mersi, mulțumesc mult de tot. Deci provocarea, formarea, mai ales a cadrelor didactice din învățământul rural. Să vedem altcineva? Domnule rector Pirtea, vă rog. Da, mulțumesc. Consider că multe lucruri au fost dificile în această perioadă. La nivel individual le-am depășit fiecare dintre noi, dar să nu uităm că discutăm despre domeniul educației. Și aici nu discutăm despre profesie, nu discutăm despre un job, ci discutăm despre o chemare, este o menire a noastră. Și faptul că ceea ce a reieșit și din chestionare, că am stat departe de studenți, de colegi, de interacțiunea fizică, de dialog, de schimbarea unor păreri, de a te plimba prin sală în timpul cursului și a vedea pe culoarul clasei studenții cum scriu, cum discută, acestea au fost impedimentele cele mai mari. Pentru că ecranul acesta, dați-mi voi să-i spun rece, chiar nu poate să transmită toate stările, tot ceea ce simțim în această interacțiune. De aceea, revenirea în clasă este cea mai mare dorință a noastră și nu spun a profesorilor, o zic a dascălilor. Da, mulțumesc că, într-adevăr, poate această provocare a lipsei sentimentului de apropiere și a susținerii emoționale. Să vedem altceva. Domnule rector Popescu, vă rog. Da, cred că pentru noi și nu numai pentru noi, dar vorbesc de ceea ce am sesizat la noi în universitate, una dintre marile provocări în anul trecut și au rămas valabile și pentru anul acesta, este legată de tinerii noștri din anul întâi. Și să știți că am simțit acest lucru în declarațiile lor, comunicând cu dumnealor, și am încercat și încercăm, nu știu cât am reușit, vă spun foarte sincer, să-i facem să simtă acea atmosferă a studenției din toate punctele de vedere, cu toate calitățile și cu toate, a spune eu, toate avantajele care rezultă din această viață de student în anul întâi și nu numai. Dacă pentru cei care sunt în anii mai mari lucrurile s-au așezat cumva din punct de vedere al așteptărilor, din punct de vedere emoțional, a fost o provocare pentru noi și rămâne modul în care comunicăm și încercăm să reducem acea problemă a abandonului, nu numai la nivelul anului întâi, ci acest lucru este practic valabil și la anul 2, anul 3, anul 4, până în anul 6 la medicină veterinară. Comunicarea cu cei din anul 1, să știți că a fost pentru noi o provocare și am încercat să fim foarte, foarte aproape de dumnealor, să înțeleagă faptul că adevărata viață de student nu este cea trăită de dumnealor în pandemie și acest lucru nu reprezintă o normalitate și nu vrem să rămână o normalitate.
Da, deci într-adevăr comunicarea cu studenții din anul întâi și motivarea lor pentru a reduce abandonul este o provocare pentru absolut toată lumea. Următorul, vă rog. Domnule decan Timar, vă rog. Cred că cea mai importantă și cea mai mare provocare pe care am resimțit-o noi e una comună pentru toți cei de față aici, și anume a constat în gestionarea impredictibilității acestei situații, pentru că această situație cu siguranță a fost imprevizibilă din toate punctele de vedere, nu doar strict educațional, ci imprevizibilă pentru întreaga omenire. Eu mi-aduc aminte că undeva în jurul datei de 20 martie anului 2020 existau trei scenarii de evoluție epidemiologică aduse în prim plan din punct de vedere științific și care vizau aplatizarea curbei. Ei bine, scenariul cu acea curbă cea mai plată ne ducea într-o încheiere a pandemiei cel mai târziu în luna iunie anului 2020. Iar iată că în zilele noastre s-ar părea că nu vom avea acel sfârșit al pandemiei nici măcar în luna iunie 2021, ceea ce înseamnă că pe toată această perioadă a fost nevoie să avem pregătite mai multe scenarii în funcție de această evoluție a pandemiei, în funcție de evoluția statusului epidemiologic, ceea ce cred eu că de fapt a fost importantă provocarea noastră a tuturor, anume tocmai a gestiona posibilitatea acestor scenarii diferite și de a pregăti nu doar un scenariu evolutiv, ci mai multe scenarii, astfel încât ele să se potrivească evoluției ulterioare. Mulțumesc! Într-adevăr, impredictibilitatea care ne domină și astăzi, de fapt, viața, este o provocare, cred că, pentru absolut toată lumea. Domnule rector Drăgan, vă rog. Da, foarte pe scurt, zice susținerea motivării studențești. Am avut cazuri în care studenții, așa cum am spus, erau destul de izolați, mai mult în partea a doua anului universitar anterior, încă lucrurile s-au mai rezolvat între timp, și menținerea interesului indiferent de ani, adevărat anul întâi e puțin mai greu, dar indiferent de anul de studiu, pentru studiu. Venind însă foarte interesant la pachet cu o căutare a lor pentru metode alternative, pentru că în momentul în care nu mai erai la universitate și nu mai beneficiai de avantajul colegilor, sau mă rog, în unul cazul cum era anul întâi, nici nu-i cunoști prea bine, în momentul în care veneai aici, aveai un ajutor de la colegi, puteai să întrebi, aveai pe cine să întrebi. Ei, studenții care sunt în situații mai izolate, comunități mai mici, în acest caz au trebuit să-și caute informații folosind internetul, încercând să comunice cu persoane din universitate, bineînțeles, noi venim din sprijinul lor și cred că, dincolo de dezavantajul și încercarea aceasta de a le menține interesul pentru cursurile pe care, și mă rog, pentru materiile pe care se predau aici, a fost și o căutare a lor, ceea ce poate să conducă ulterior la a găsi soluții alternative pentru adică, mă rog, poate să-i formeze ulterior mai solid pentru ceea ce urmează post-facultate. Deci nu au mai fost chiar așa dădăciți ca în alți ani, atunci au căutat pe cum propriu să rezolve aceste tip de probleme. Iată o problemă, dar și cu câteva posibile avantaje. Da, într-adevăr, posibilitatea ca studentul să devină un student independent care să poată să învețe pe toată durata vieții e o perspectivă foarte importantă pentru și o calitate și o competență vitală pentru secolul 21 și mă bucur că ați adus-o în discuție. Fiindcă ne apropiem așa cumva de jumătatea, să zicem, a doua acestui an academic și chiar am trecut de ea, ne așteaptă un final de an academic și an școlar și admitere și susținere de licențe și de dizertație. Care credeți că este perspectiva pentru acest an universitar? Avem multe întrebări și pe Facebook care întreabă cum va fi admiterea și ce se va întâmpla. Și acum am să iau în ordine inversă. Domnule rector Drăgan, vă rog. Da, pentru perspectiva legată de acest an, e destul de clară la Politehnica. Noi am avut o flexibilitate încă din vară. Am consultat atunci atât colegii cadri didactice sau facultățile, cât și studenții.
să vedem ce variantă se pliază cel mai bine. Am lăsat o anumită independență, dar cred că așa au procedat și ceilalți colegi, lăsau o anumită independență facultăților. Noi am mers până la an de studiu și specializare sau program de studiu în a-și alege o modalitate de dezvoltare, adică, mă rog, de participare, sistem hibrid, sistem online. Pot să vă spun că evoluția e interesantă dacă la început, în zona octombrie, când nu era foarte, foarte bună rata, era undeva anul întâi clar 70-80% își doreau să vină aici, iar anii mai mari, să zicem că erau mai împărțite părerele sau erau chiar anul terminal, în general, preferau să rămână în format online, mai ales că mulți din Politehnică au început să și lucreze. Pot să vă spun că acum în semestru 2, cam toți anii mari au zis că preferă să rămână în acest format, probabil că s-au adaptat deja la el, toți anii în afară de anul întâi, și noi mergem pe același sistem flexibil. Am avut câteva facultăți care au și venit în Timișoara, facultăți mai mici, în general doar anul întâi, și părea mea că ne-am făcut și o mutare a săptămânii de vacanță înainte de Paște, astfel încât în luna mai, dacă va fi posibil, să putem aduce în special anul întâi și anul terminal, cei care au nevoie să vină pentru lucrarea de diplomă. Și cam asta e perspectiva. Din punct de vedere al admiterii, și acum am răspuns și la o întrebare pe Q&A, în Politehnică noi am avut și anul trecut acel examen, mă refer la zonele unde examenul de admitere, am avut acel examen la arhitectură, va rămâne același sistem cu examenul online pe portofoliu, dacă nu se putea realiza face-to-face. La cele două facultăți care au o autoritate foarte mare, automatică și autoare și electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, am trecut, am mers pe recunoașterea examenului întrucât, de matematică, întrucât nu s-a mai putut susține acel examen față în față. La acest moment suntem cu examen, dar nu excludem posibilitatea de a recunoaște note de bacalaureat. În schimb, portofoliul educațional va rămâne în continuare și în acest an, așa cum a fost și anul trecut, o variantă alternativă pentru examenul punctual dintr-o anumită zi. Deci, la ora actuală, pe cele două facultăți pot să spun că avem examen, dar nu exclud varianta, în funcție de scenariul în care mergem, să îl putem recunoaște și în acest an, în funcție de evoluția situației. Domnule decan Timar, cum va fi la Universitatea de Medicină? Ce se va întâmpla spre finalul acestui an academic și spre admitere? Aș începe să vă spun despre admitere. Admitere care cu siguranță va fi on-site. Asta este o certitudine și sper să avem sprijinul universităților prietene din Alianța Timișoara Universitare pentru a desfășura admiterea la medicină în condiții de maximă siguranță epidemiologică, utilizând mai multe spații decât cele cu care am fi fost obișnuiți până acum. În ceea ce privește continuarea procesului didactic, vă aduceți aminte de acel cuvânt pe care l-am rostit la întrebarea anterioară și care spunea că situația este impredictibilă în ceea ce urmează? Nu cred că este oportun să facem predicții pe un orizont de timp de mai mult de două săptămâni. Situația este și va fi impredictibilă în continuare și vă spun asta din prisma medicului care merge zi de zi la spital și care observă că suntem acum în primii pași ai celui de al treilea val, care e o realitate. Practic, presiunea în spitale, cel puțin în Timișoara, în acest moment este similară cu ceea ce se întâmpla în perioada de vârf noiembrie-decembrie. Cred că trebuie să fim în continuare pregătiți pentru toate scenariile posibile, trebuie să fim în continuare pregătiți pentru varianta hibridă în care suntem acum, trebuie să fim cu siguranță pregătiți pentru trecerea în regimul on-site atunci când situația epidemiologică va permite, dar trebuie în același timp să avem pregătite resursele pentru a putea susține, dacă va fi cazul, și învățământul online pentru o oarecare perioadă. Cred eu că situația va fi impredictibilă și în continuare, de asta n-aș face predicții care să ducă dincolo de două săptămâni de acum înainte. Mulțumesc mult de tot! La Universitatea de Vest, domnule rector Pirtea. Da, la Universitatea de Vest din Timișoara, varianta de lucru pentru admitere este online, exact ca și anul acesta.
cu înscrierea online, totul online, cu precizarea ca reclasificarea în funcție de pentru taxă, fără taxă și așa mai departe, se face după primul semestru, nu la finalul anului, exact ca și în acest an universitar, ceea ce am văzut că a fost o experiență foarte bună, motivantă pentru studenți. Din punct de vedere al finalului de an, sunt două lucruri, cum ne dorim noi și cum se va întâmpla. Evident că ne dorim reducerea indicelui pandemic, ne dorim să ieșim pe străzi, să intrăm în clase, de aceea ne propunem o licență on-site pentru anul terminal și cu siguranță vom încerca din nou cursul festiv în spațiu liber cu număr de studenți pe care legea ni-l va permite. Și din toamnă sperăm să mergem față în față. Totuși să ne gândim că un număr foarte mare de cadre didactice din UVT este deja vaccinat. La nivel de Timișoara, sigur, va avansa procesul acesta de vaccinare. Nu văd cum să ne întoarcem în spate. Deși situația este impredictibilă, așa cum spunea Bogdan, dați-mi voie să nu să fiu neapărat optimist, dar totuși noi la UVT încercăm să creăm totuși învingători. Adică haideți să fim mai, nu neapărat optimiști, dar așa, cu vână și cu forță și să nu ne lăsăm pradă doar incertitudinilor, că facem față la tot până la urmă. Mulțumesc mult de tot! Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, domnule rector Popescu, vă rog. În principiu, și evident, depinde de modul în care va evolua pandemia, dar în principiu, dacă vom merge în același ton cel prezent la momentul acesta, vom aplica regulile de anul trecut în ceea ce privește partea de admitere și mai exact va fi admitere online și admitere on-site. Vor fi șase centre de admitere pe facultăți în centrul universitar aici la noi pentru a nu crea aglomerări. Am dovedit că suntem responsabili și vrem să rămânem să avem aceeași cadență a responsabilității. Practic, anul trecut, aproximativ 70% dintre cei care au venit să se înscrie au fost prezenți în centrele din universitate, fizic, iar 30% dintre cei care s-au înscris, dintre candidați, au avut posibilitatea pe platforma online să facă acest lucru. În ceea ce privește licența, și anul trecut, și anul acesta, dorința noastră este să fie un site cu prezența fizică a tânărului, a tinerei absolvente, a tânărului absolvent în fața comisiei, cu mare atenție în ceea ce privește, pentru a evita, în ceea ce privește contextul acesta pandemic, pentru a evita orice formă de aglomerare în sala unde se susține examenul de licență. Legat de examenele de final de semestru, acestea, dacă vom merge în aceeași direcție, din păcate, ca cifre nu foarte avantajoase pentru noi din punct de vedere pandemic, examenele de final de semestru vor fi tot online. Nu ne convine foarte mult acest lucru, dar asta este situația. Mulțumesc! Da, într-adevăr, situația nu va fi ușoară. Cred că cel mai greu va fi pentru elevii din Timiș, din județul Timiș, și pentru profesorii din Timiș, și pentru că este mult mai dificil pentru învățământul rural. Cum va fi evaluarea națională, bacalaureatul, domnule inspector Popescu? Dacă mă întrebați acum cum va fi evaluarea și bacalaureatul, cu siguranță, ținând cont de contextul în care ne aflăm, poate fi desfășurat față în față cu siguranță. Avem experiența organizării astfel de evenimente, nu ne facem griji din această perspectivă.
Primele provocări sunt legate de simularea examenelor naționale și mă refer aici la evaluarea națională și bacalaureat. 22 martie este primul termen în care are loc prima probă la bacalaureat și 29 martie a doua probă. Urmează evaluările clasa a doua, a patra, a șasea în aprilie, finalul de an și evident examenele naționale. Rigorile impuse de contextul pandemic și mă refer aici la rigorile sanitare trebuie respectate și chiar dacă acestea vor fi întărite, cred că trebuie să dăm importanța cuvenită acestor examene pentru că iată, el înseamnă un pas important în viața fiecărui absolvent de clasa 8 sau de clasa 12. Sunt examene care le vor defini viitorul și în această perspectivă trebuie să fim foarte atenți și responsabili față de organizarea lor și poate tot ceea ce înseamnă implicare și organizare. Avem capacitatea de a ne organiza, cu siguranță, așa cum a spus domnul rector Pirtea, în astfel de contexte deosebite și delicate, instituțiile și oamenii devin mai puternici dacă sunt, se cristalizează, sunt uniți pentru un ideal și acela este elevul, viitorul student. Da, într-adevăr, și să sperăm că așa va fi și că vor reuși să revină, să susțină examenele, că această pregătire din ultimul an îi a ajutat totuși să susțină un examen de bacalaureat și de valoare națională vital și important. Fiindcă dorim să ne uităm ce se va întâmpla și post-pandemie, am pregătit pentru toată lumea să completeze un chestionar la care după aceea și reprezentanții educației din Timișoara vor răspunde ce vor vedea și cum vor considera că va fi educația după post-pandemie, cum zice. Aici este un chestionar pe care am să vă rog să răspundeți cu toată lumea și cei care sunteți în Zoom și care ne urmăriți pe Facebook. Mergeți pe menti.com și utilizați 647653312. Iar întrebarea este ce practică considerați că veți utiliza în educația post-pandemie, presupunând că avem în special personal universitar și educațional care ne urmărește. Platforma online educațională, resurse educaționale deschise, cursuri video sau înregistrări video, exemple practice digitale, tot felul de video, animații, demonstrații, etc., comunicarea cu elevii și cu studenții în mediul online, sarcini de lucru, teme de casă, activități care să fie predate sau gestionate măcar în mediul online, examene, teste, grilă care să fie susținute și pe platformă online, chiar dacă ele se întâmplă poate într-o sală de clasă sau într-un amfiteatru, sau alte modele pe care le considerați utile. Voi lăsa doar câteva, un minut cel mult, acest chestionar să deruleze și să vedem care sunt răspunsurile din partea tuturor celor care ne urmăresc acum. Pot să spun doar că învățământul de tip hibrid, blended learning, cum el s-a numit, cu utilizarea tehnicilor instrucționale de integrare a resurselor educaționale deschise sau a cursurilor online sau ceea ce este flipped classroom, accesul la materialele educaționale, chiar și la o înregistrare video a unor informații sau cursului sau materialelor înainte de o întâlnire față în față, care să sperăm că va fi într-o locație fizică cu toată lumea, sunt tehnici care și-au demonstrat de foarte mulți ani, multe dintre ele de peste 10 ani, valabilitatea în învățământul universitar și utilitatea în îmbunătățirea calității educaționale. Să sperăm că acestea vor rămâne și că aceste experiențe, unele dintre ele neplăcute, în special părerea mea sunt și de fapt și cercetarea pe care noi am realizat-o, impactul negativ pe care l-a avut această trecere în educația online s-a datorat în special impactului emoțional și psihologic. Trecerea a fost mult mai rapidă, mult prea bruscă, a fost impusă, nu a fost o alegere pentru cei mai mulți, atât că sunt cadre didactice sau că sunt elevi sau studenți. Și aceasta a determinat o, zicem așa, o frică și o preliște puternică în adaptarea și în adoptarea unor soluții destul de rapide și mai ales în susținerea lor pe termen lung, pentru că credem că nimeni până acum nu a făcut educație online pe un timp atât de lung, pe un an de zile,
chiar și universitățile care predau exclusiv online au cel puțin o dată la lună sau la două luni sau la trei luni sesiuni in situ, care sunt de o săptămână sau măcar de câteva zile, tocmai pentru crearea acelei legături emoționale între clasele de studenți sau de elevi. După cum vedem, răspunsurile la acest chestionar se axează, sunt foarte diverse, sunt toate, să zicem, într-o zonă mediană. Vedem că în continuare considerarea cea mai importantă este comunicarea cu elevii și studenții online, care este mult mai facilă, bineînțeles, și mult mai rapidă în mediul online, urmată de susținerea printr-o platformă online educațională. Deci toată lumea va trebui să poată să susțină și să scaleze în continuare platformele online educaționale, încât să susțină și un învățământ de tip blended learning, urmate, bineînțeles, de exemplele practice digitale și de integrarea resurselor educaționale deschise sau de predarea de activități și de teme în online. Văd că foarte multă lume consideră în continuare că anumite examene și teste pot să fie susținute și pe platformă online sau măcar parțial pe platformă online, ceea ce pot să zic că în Politehnica din Timișoara s-a întâmplat la învățământul la licență sau la învățământul la distanță. Existau specializări care aveau testele grilă în online și erau susținute în locație, în Politehnică, în săl foarte mari de laborator în care se dădeau simultan acele examene. Vă mulțumesc pentru acest răspuns la chestionar și acum haideți să vedem ce consideră colegii care reprezintă universitățile și școlile și liceele din Timișoara că se va întâmpla și va rămâne post-pandemie. Cine dorește să înceapă? Domnule Popescu, dumneavoastră am văzut că ați deschis microfonul. Da, nu neapărat îmi doream să răspund primul această întrebare, dar ceea ce noi deja am discutat la nivel de universitate, din ceea ce s-a întâmplat până acum, ne-am dat seama că, într-adevăr, sunt o parte din activități, evident cele cu acea încărcătură teoretică, poate unele cursuri, și la astea mă refer în mod special, care ar putea fi transmise în continuare în formatul online. Am constatat pentru ceea ce s-a întâmplat până la momentul acesta, faptul că studenții noștri în cea mai mare parte își doreau și își doresc să vină în universitate. Tocmai de aceea am luat și măsurile care le-am luat pentru ceea ce înseamnă început de semestru 2 al acestui an universitar. Deci, practic, o parte din activități ar putea fi susținute în continuare în acest format online. Dar, o spun foarte categoric, nu încurajez și nu încurajăm ca activitățile practice, laboratoare și tot ce înseamnă și are încărcătură practică mare în cadrul universității noastre și nu numai, să meargă în format online. Nu este în regulă pentru pregătirea studenților noștri. Mă refer aici în mod special la studenții din cadrul universității noastre. Da, așa este, un sistem blended poate este cel mai adecvat. Mergem acum la domnul rector Pirtea. Cum vedeți situația post-pandemie? Eu aș vrea un pic să o prezint macro, nu punctual pe universitate. Un om deștept spunea mai de mult că să nu facem același lucru în fiecare zi, să ne așteptăm la rezultate diferite. Cred că acest salt făcut de noi în necunoscutul perioadei pandemice trebuie să fie un salt înainte. Și am văzut că în situații dificile oamenii reacționează în a găsi soluții. Se mobilizează, găsesc soluții și pot face lucrurile într-un mod neașteptat. Și o spun într-o zonă pozitivă. Trebuie să conștientizăm diferența între noi și sistemele educaționale la nivel internațional. Mulți suntem în rețele internaționale de universități și vedem care este performanța, care este nivelul dotărilor, care este sistemul de digitalizare, care este rețeaua online de biblioteci, care sunt practicile și așa mai departe la nivel european și internațional.
Cred că acolo trebuie să tindem și acolo să fie normalitatea pe care să ne o țintim. De aceea cred că sistemul educațional în general trebuie să tragă un semnal de alarmă și să ne ducem spre acea zonă a competiției internaționale. Pentru că altfel, într-un sistem online, acele universități performante vor veni peste noi, ne vor lua studenții, vor veni aici, sistemul de regionalizare sau zona, proximitatea teritorială a dispărut în acest moment și vor supraviețui și performa în sistemul educațional acele universități puternice care au programe de studii foarte bune. Putem oricând să ne luăm cursuri acum de la alte universități într-un sistem online și ceea ce trebuie să ne motiveze de a intra în această competiție internațională. Iar întreg sistemul educațional din România trebuie să gândească într-o această paradigmă a competiției internaționale și să ne ajute pe noi universitățile să facem față acestui progres, să spunem, și acestei competiții internaționale. Da, într-adevăr, competiția va fi mult mai strânsă și sistemele blended vor permite acest lucru. Domnule decan Timar, cum va fi pentru medicină o situație post-pandemie? Eu sunt convins că după pandemie vom putea utiliza aceste resurse și instrumente pe care le-am adoptat oarecum într-un ritm mai vioi impus de situația aceasta epidemiologică, vom putea utiliza aceste resurse și instrumente tocmai pentru a augmenta procesul didactic, procesul educațional al nostru. Practic, dincolo de componenta catastrofală, dezastruoasă pe care a adus această pandemie pentru omenire în general, cu siguranță adopția acestor instrumente poate fi o lecție pentru viitor, iar augmentarea procesului nostru utilizându-le în continuare va putea aduce plus activității noastre a tuturor. Da, așa este. Domnule rector Dragan, cum va fi situația post-pandemie? Da, chiar dacă poate să fie mai lent puțin sau mai dinamic, va fi o schimbare de paradigmă, sunt total de acord. O creștere de competitivitate nu numai între universități, ci și la nivel de cadre didactice, pentru că până la urmă, prin noile sisteme care se cam văd, vom intra în competiție directă cu colegi din alte universități, probabil că universitățile mari din România sau și de dincolo, chiar dacă există o diferență, vor încerca să-și mențină programe de studii doar ale lor, dar cred că universitățile mici nu vor avea șansă să rămână fără să reușească să importe astfel de cursuri sau, mă rog, cadre didactice, să zicem, la distanță. Și așa, cum am spus, competiția, cred că e o perioadă de timp care va avea și această dinamică va crește, așa cum, să zicem, odată cu apariția internetului, dinamica societală s-a schimbat. Cred că odată cu pandemia și tot ce a fost în pandemie, și dinamica în învățământ va fi un pic schimbată. Sistemul s-a mișcat totuși destul de lent vis-a-vis de schimbările tehnologice. Și schimbarea mentală deja este una foarte importantă care va conduce cu siguranță la o dinamică mult mai mare, lucruri care înainte se întâmplau, eu știu, cu o schimbare în educație putea să se producă doar la intervale mari de timp. Cred că vom fi obișnuiți, ne vom obișnui sau ne-am obișnuit, poate unii deja dintre noi, ca această schimbare să aibă o periodicitate mult mai mică și asta înseamnă o responsabilizare a celor care lucrează, a universităților și ca actori și a cadrelor didactice pentru, hai să zicem, un viitor mult mai interesant pentru cei care depun eforturi și care pot să ducă mult și să creeze, să inoveze destul de mult în acest spațiu. Așa văd eu lucrurile. Da, într-adevăr, dinamica se va schimba. Învățământul universitar era renumit pentru lentoarea adaptării modificărilor. Cred că, într-adevăr, se va schimba mult acest lucru și nu numai în România, așa cum ați spus, ci la nivel global. Cred că totuși cea mai mare schimbare va fi la învățământul preuniversitar, cum îl numim noi, fiindcă acolo lucrurile și impactul a fost masiv, după mine, în această perioadă. Domnule inspector Popescu? Da, poate ne dorim mai mult ca oricând ca această
spargerea tiparilor, ruperea tiparilor în zona preinstalării să fie amplă. Prea mult am stat într-un box, într-o cutie în care ne-am mișcat. Cred că în acest moment ar trebui să ieșim cumva din aceste tipare. E clar că sunt niște mecanisme care, din păcate, zona preinstalării nu le are la îndemână. Politicile la nivel național trebuie reconfigurate. Nu știm cum va evolua lumea. Este volatilă, nu este stabilă. Ca urmare, a trebuit să gândim perspectiva aceasta în zona preuniversitară, a creiona sau a forma competențe care să-i ajute pe elevi, viitorii studenți, să genereze competențe în ani. Este ceea ce numim, experții numesc metacompetențe. E foarte important ca elevul, viitorul student, absolvent, cetățean, să devină autonom. Au un cuvânt foarte drag mie în zona preinstalare, pentru că suferim din această perspectivă, și un cuvânt care înseamnă baza învățământului universitar. Da? Principiul autonomiei și azații sunt lucruri decisive pentru învățământul universitar și noi suferim, cumva să zic, din perspectiva aceasta, pentru că nu le avem. Da? Aceasta este o abordare vis-a-vis de autonomie, adică de a învăța elevii, viitorii studenți, să aibă competențe în foarte multe domenii, astfel încât să se adapteze la situații. Această autonomie le permite mai că au cunoștințe în foarte multe domenii. Și apropo de zona de transversalitate a disciplinelor la Universitatea Vest din Timișoara sau la alte universități, adică un student de la o anumită facultate studiază cursuri la o altă facultate total opusă ca și domeniu. Poate și în zona aceasta la preuniversitar ar trebui să introducem această diversitate cumva de domenii și nu o congruență, o apropiere de acestor domenii. Acesta este una dintre zona care e de interes. Foarte importantă de interes este legată și de antreprenoriat. Antreprenoriatul în zona învățământului preuniversitar nu prea există. Există firme de exercițiu în zona profilului tehnologic, servicii turism, dar ne oprim aici. Și poate împreună cu zona universitară coborăm cumva, pentru că au experiență în ceea ce înseamnă zona de antreprenoriat, coborăm puțin spre zona de liceu pentru a dezvolta acest tip de competențe, pentru că de fapt antreprenoriat înseamnă inovare. Inovare și asumare, ceea ce e foarte important. Și cred că un lucru poate aici ar trebui să pornim cu autodisciplina. Și nu vorbesc de autodisciplina în zona elevilor, ci autodisciplina și în zona cadrelor didactice. Dacă nu suntem noi autodisciplinați din această perspectivă a conștientizării că da, trebuie să ne reformăm menirea aceasta noastră ca dascăli, să ne reformăm pentru elevi, nu avem nicio șansă. Și atunci autodisciplina o putem impune încet, încet și elevilor. Puterea exemplului este importantă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Într-adevăr, chiar cred că toate aceste idei care au fost enunțate astăzi aici, venind din această experiență de un an de educație în pandemie, dar și din provocările și speranțele pentru viitor și din visele și poate dorințele de a schimba ceva și de a ne fi mai bine și de a putea pregăti studenți și elevi cu competențe ale viitorului, atât generale cât și de profesie, sunt gândurile noastre ale tuturor. În final, așa ca la fiecare webinar împreună online, am să-i rog pe toți invitații să spună într-un singur cuvânt, care le este gândul și speranța pentru viitor. Cine vrea să înceapă? Da, pot să încep. Domnule rector Drăgan? Da, vă rog, domnule. Da, eu data trecută am spus un cuvânt, o să-l spun și acum, e vorba de încredere, dar totuși ca să nu mă repet, spune ceva dat și de ceea ce se întâmplă în această seară și de modul în care ne mișcăm împreună cu universitățile noastre și modul în care colaborăm cu celelalte universități, a spune și siguranță. Dar încredere e cuvântul pe care îl am în continuare, dar siguranță ar fi ca totuși să vin și cu altceva. Mulțumesc. Încredere și siguranță sunt într-adevăr foarte, foarte utile pentru viitorul nostru. Domnule rector Pirtea? Dacă îmi permiteți mie, nu o să spun, eu spun o expresie, nu un cuvânt, dar deși poate pare redundantă, are subliminalul ei. Să îndrăznim, să avem curaj.
Mulțumesc. Domnule profesor Popescu? Da, mi-a plăcut foarte mult cuvântul domnului rector Pitea. Sigur, eu cred că din perspectiva noastră este cuvântul cel mai important este responsabilitate. Mulțumesc, într-adevăr. Domnule rector Popescu? Da. Microfonul, vă rog. Da. Da, funcționează acum, da? Aș merge pe unitate și comunicare. Mulțumesc. Domnule decan Timar? Izbândă. Vă mulțumesc cu încredere, siguranță, cu curaj, cu comunicare și cu responsabilitate și cu izbândă. Sunt sigură că vom reuși să ne îndreptăm spre un viitor cât mai sigur. Vă mulțumesc foarte mult tuturor că ați participat la acest webinar, la această prezentare, acesta s-a întâmplat într-un an de educație în pandemie. Mulțumesc tuturor invitațiilor mei. Mulțumesc de asemenea sutelor de oameni care ne-au urmărit și aici în Zoom, cât și pe Facebook. Am avut câteva sute pe fiecare pagină care ne-au urmărit și ne-au adresat cuvinte și de mulțumire, și opinii, și întrebări. Am încercat să răspundem la cât mai multe dintre ele pe scurt, păstrând totuși tema acestui subiect. Doresc să vă reamintesc că pentru acest webinar, pentru că este un webinar împreună online, veți primi cu toții certificatele digitale deschise, Open Badger. Am acordat până acum peste 8800 de Open Badger în acest un an de educație online, introducând acest concept de certificate digitale în România. Vă reamintesc că sâmbătă de la ora 10, UPT te conectează cu viitorul, ligile studențești și colegii noștri din Politehnică vor prezenta ce face Politehnica acum, dar și lecțiile de matematică, pregătirea pentru admiterea, fiindcă în continuare la unele facultăți se va da admitere efectiv la disciplina de matematică. Vă mulțumesc! Ne vom revedea săptămâna viitoare, miercuri, tot de la ora 18, în care vom încerca să împărtășim experiențele unor profesori privind educația în pandemie. Vă mulțumesc tuturor! La revedere și o seară frumoasă tuturor! La revedere! La revedere!